Hijo de la punta, tonto de la risa. I don't wanna feel you, I don't wanna kill you. Bună seara, prieteni! Freezons! Bine v-am găsit celor dintre voi care ne urmăriți pe YouTube. Vrem să vă facem o mică introducere la ceea ce urmează să vedeți. În această ediție am vorbit despre coronavirus, ultimele noutăți și cât de nepregătită este, din păcate, Republica Moldova pentru această infecție. Virus? Infecție? Virus. Virus. Tot în această emisiune veți afla de ce Igor Dodon, dacă nu de plăcere, de nevoie, se va apuca de investigat furtul miliardului. Altfel, europenii refuză să împrumute sau să ofere Moldovei bani pentru ca să existe. Că ei sunt oameni după tot asta, europenii ăștia. Of, europenii ăștia, ei După nu înțeleg 6 nimic. ani, tot îi roade și roade Nu, dar sapi. și mi-ai bate atâta la cap, serios. Gata, s-a întâmplat, o furat, o fugit, am închis subiectul. Nu, ei Fu. condiționează. Și încheiem, bineînțeles, cu un scandal în Republica Moldova, în jurul... Nu, e vorba de furtul miliardului, un scandal în jurul concursului Eurovision. A câștigat Natalia Gordienko, dar nu cu tare mulți lauri sau nu cu tare mulți trandafiri și bucurie. Cine s-a supărat pe Natalia, cine a supărat-o pe Natalia și cine și-a cerut scuze după asta, toate le povestim în ediția de astăzi Internetul Grește. Like and share. Și, cum am mai spus, Freeze homes! I don't wanna feel you. I don't wanna feel you. Take me to church. I was in micro. Riz tu riz, Nata. Da. Ok, hai. Hai, papa. Nu mi-ai plasat-o, Dandri? Eu vreau la sală, dar eu n-am energie cum asta jos. Ai tu energie. Bună seara, prieteni! Bun găsit la Internetul Grăiește! O emisiune despre Moldova, văzută de departe prin internet. Unii ar spune că n-avem noi ce să ne uităm la Moldova de departe, că tățu-s bun l-a comentat și că dacă vrei să critici, să comentezi, tu vin acasă și fă asta. E bine, și ne-a spus că asta e adevărul suprem. Fiecare dintre noi are o părere despre lumea care îl înconjoară. La două emisiuni o iei cu premiza unui reproș pe care l-ai primit. Emisiunea trecută, o doamnă care are copii în Canada îți spunea să nu criticăm sau să nu... Bun, ea spunea să nu criticăm Moldova, dar probabil se referea la faptul că noi arătăm doar știri negative. Dar noi nu arătăm doar știri negative. Poate doamna ne-a prins în primele 90 de minute a emisiunii. Dar nu ultimele 3 noi avem și câte băcată bună. Acum tu începi cu... Nata, dar sunt oameni care scriu de bine. Da, dar tu știi că cum e mintea asta a omului, nu știu cum ea este setată, ceea ce este de bine să o iei ca atare, ca pe o gratuitate, dar ceea ce nu e tare de bine să stea, să se chinuie, să gândească, să se întrebe, dar de unde, dar de și ce? Și ca momentul ăsta îți amintești de Celentano și zici, ma, perché, să-ți înminte rău, ma, perché, mai gine mă orientez la ceva mai bun. Mm-hmm. El așa cântă, are un cântec mai vechi. Prieteni, asta salutați-vă! Apropo... Asta, apropo, zilele astea m-a întrebat, dar care este secretul unei relații de durată? Cine te întreba? Cineva m-a întrebat și eu mă gândeam cât de banal sună răspunsul ăsta, dar el este foarte adevărat. Sunt momente când oamenii oscilează. Ba au momente bune, ba au momente proaste. Și e tare important. Vezi? Atunci când tu ești la pământ, celălalt o leacă să te tragă de păr și te scoate la suprafață. Dacă mă întoarcem la o discuție mai veche, apropo de oscilat, de ce să existe norme în calendar, zile unice, 14 februarie, 8 martie, 6 martie, ziua ușor, de ce să existe aceste dăți în calendar care te impun să ieși din starea ta de oscilații? Dacă acum am căzut în acest hău, de ce să fiu impus de dată în calendar, dar nu de o revenire normală, bine, conștientă. Eu acum o să-ți spun cel puțin din două motive. De ce asta este important? Perché? Motivul numărul unu. Dacă n-ar fi aceste ocazii, probabil că noi am dus-o și mai rău și mai greu. Pentru că noi avem tendința destul de mult să dramatizăm lucrurile. Deci aceste alarm clocks nu ne-ar fi amintit să revenim. Da, ele cumva așa știi ca și cum te-ar agăța cineva așa de un cârlig și te-ar trage în sus și ți-ar aminti, da, e lângă tine, nu știu, o femeie dragă, da, e lângă tine, o mamă dragă, da, uite, nu uita, nu lua lucrurile ca pe o gratuitate. E că tare bun cuvânt cârlig. Prieteni, scrieți-ne, vă rog frumos, ce fel de cârlig și dar cum anume... Dar tu n-ai auzit, apropo, încă motivul numărul 2. Imediat. Ce fel de cârlig este pentru voi ziua de 8 martie? Fie că sunteți reprezentanții sexului frumos bărbații sau sexul puternic femeile. Scrieți-ne mai jos în comentarii. Este asta un cârlig pentru voi? Și dacă vă agață, vă zgârâi, sunteți ca peștele? Sau când cârligul vreodată v-a ajutat? Al doilea motiv așa, dar Nata, de ce e bine? Eu acum și din punctul de vedere a unui
a unei antreprenoare, o să spun. Că pentru noi, de exemplu, acest 8 martie pentru mine, un om care face parte dintr-un mic proiect care susține micii producători, acest 8 martie a fost probabil cel mai mare lucru care ni s-a întâmplat de când activăm. Pentru că având și cel mai neașteptat de bun lucru, pentru că noi am ajuns la situația în care am fost nevoiți să suspendăm produsele de pe site pentru că veneau comenzile la nesfârșit. Adică se termina stocul. Nici măcar nu se terminase, noi nu avem brațe de muncă să facem față acestui val de... Și aici nu vreau să-mi dau importanță, vreau doar să vă spun că acest 8 martie, pentru foarte multă lume plecată de acasă, este un moment de dor, un moment de trăire emoțională nu foarte plăcut, pentru că tu vrei să te afli lângă cei dragi. Și oamenii în felul acesta reușesc cumva, printr-o mică atenție, printr-o mică surpriză, cumva să spună, iartă-mă, mama, nu sunt acasă, dar așa de tare vreau să fiu lângă tine. Și pentru mine ca antreprenor, care vede cum stau lucrurile din punct de vedere economic acasă și cât de prost merg ele, vânzările sunt foarte proaste și asta nu spun doar eu, toți producătorii locali trec printr-o fază foarte complicată de vânzări. Acest 8 martie, acest Dragobete, acest Paște sunt evenimente foarte importante pentru economia țării, mai ales acum cu tot coronavirusul ăsta. Tu tot auzi la tot pasul, se suspendă evenimentul legat de vinuri, se suspendă săptămâna modii, se suspendă campionate de fotbal. Lucrurile o să intre într-o fază economică foarte dificilă. Unicul lucru care nu se mai suspendă e Dodon, apropo, de tare mult timp. Dar eu nu m-aș grăbi să trag verdictul, pentru că știi și tu, dacă vorbim de Cârlig și Dodon, a suspenda e verbul potrivit. Bună seara, prieteni! Bine v-am găsit! Un like, un share din partea voastră ne-ar ajuta foarte mult ca să creștem comunitatea și audiența aceste emisiuni, pentru care noi doi lucrăm destul de mult, dar poate nu suficient de mult ca să fim liniștiți și împăcați că totul o să meargă struna, așa că voi, dacă o să observați că noi pe undeva mai șovăim, dați-ne o lecțică de crezare și fiți cu noi în următoarea oră, că noi o să vorbim despre cele mai importante lucruri pe care noi le-am considerat interesante pentru voi, cei care ne urmăriți. E ca... Din Moldova. E un semn foarte clar că noi n-avem în echipă un consilier sau consilier sau echipă de consilieri așa cum are Dodon. Pentru noi că... n-avem multe dintre cele pe care le da, are Dodon. Da, tu te uiți și înțelegi că e ceva rău, dar omul zici că asta e bine. Tu înțelegi că omul are probleme, dar problemele astea nu s-a lui. Și nu, de ce n-ar trebui un consilier? Nu, dar noi nu ne-am învățat. Noi, e că tu spui despre lucruri evidente, despre greșeli, despre faptul că uneori poate mai șovăim. Da. Noi, nu știu dacă noi avem un viitor în politică cu așa frază, Nata. Apropo, nu? De viitor în politică. Serios, eu m-am uitat, am citit, eu am citit atent, m-am consultat. Da, și? Timp de 42 de secunde cu un prieten jurist, da. Și am întrebat, uite, eu o întreb pentru un prieten, cât acolo, care-i vârsta acolo, ce-i acolo cu președintele? Și aparent cineva din noi trebuie să rabde până în 2028. Până în 2028? Tu ai fi putut la toamnă. Aș fi putut, dar nu mă interesează, Andrei, subiectul ăsta. Tu nu vrei să fii președinte? Nu. Nata, ție lumea să dea colăcei. Deloc. Ție-ți plac colăcei. În schimb, admir onestitatea și deschiderea celor care vor să facă acest lucru și vorbesc despre el, nu ca toți politicienii ăștia ai noștri, noi încă n-am decis, noi facem deja campanii, cheltuim o grămadă de bani, dar noi încă n-am decis. Iată tu, de exemplu, tu vrei să candidezi la președinția țării. Bineînțeles, Nata, tu îți dai seama vilă, condreța, mașină de dimineață, ajutoare, echipe, tu... Faptul că tu, mai ales tu, care ai câteată posibilitatea mă să candidezi la toamnă, faptul că tu spui nu la candidatura ta, candidaturii tale la președinție, asta este un nu și o practică tot firește. Până în glande, este o rană adâncă provocată copiilor. Imaginați și de fericiți copiii, cu masă de ping-pong, cu plimbări la Nistru, cu mașini... Tocmai amizez pe faptul că majoritatea oamenilor care pe noi ne urmăresc sunt capabili să discearnă umorul tău. Eu cred că nouă ne-ar ierta dar asta. Sunt mulți oameni care chiar s-ar putea să iei asta în serios. A, da? Da, deci tu ai fi interesat... Nu, dar eu mi-aduc aminte de un candidat din Croația, cred că era la prezidențiale sau la parlamentare, care foarte ferm a declarat asta în campania lui și a fost ales. Adică era la primărie, trebuie să caut asta. A spus că eu vreau, în primul rând, primul meu punct din program e să-mi ajut rudele. E normal, serios, vreau să-mi ajut rudele. Poate există acolo dar niște... Dar tu, Andrei, și tu eu... vrei să candidezi la prezidențiale în 2028? Ei, na, dar știi, noi când am decis cu echipa, eu cu nouă, cu Magda, mă consult. Nu, dar sunt 8 ani totuși, știi? Poți să decizi azi lucrul ăsta. În mod normal, dacă eu continui până în 2028 să am respect față de lege, da.
Și nu uit de faptul că atribuțiile președintelui sunt ea cât tica redusă, eu n-ar trebui să vreau să devin președinte într-o țară parlamentară, unde parlamentul, statutul parlamentului trebuie să primeze. Atunci de ce Igor Dodon atât de tare și-a dorit să devină președinte și atât de tare în continuare își dorește acest lucru? Nu-i pasă de lege, are o coaliție drujbii cu democrații, încalcă regulamentul parlamentului. Da, dar tu nu înțelegi că politica nu-i pentru cei care vor să respecte legea. Ei, nu politica știu, dar... nu-i pentru cei care nu-i pasă de lege. Come on! De când țin minte eu că se face politică în țară de atâția ani, această politică a însemnat de fapt cum să ocolești legea, cum să faci așa ca să nu te observi legea și tot normal. Pe această notă negativă, noi vrem să vă spunem la revedere, numai bine, să aveți o sărbătoare frumoasă de 6 martie. Apropo, cine a închinat pahare și cine a cântat astăzi pe la Orhei, că e ziua primarului, fostului primar, actualului deputat, Ilan Șor. Mare sărbătoare. M-a întrebat azi cineva din patronii emisiunii Almina dacă îi dedic un cântecel. Deja suficient am cântat și pentru Marina și pentru Ilan. Zero răspunsuri, zero interacțiuni, zero receptivitate. O singură dată, Marina, timp de câteva secunde, în centrul Chișinăului, pe strada Cogălnicianu, mi-a urlat corupților. S-a uitat la mine în ochi și s-a uitat asta înseamnă minte. Că ochii mei sunt corupți. Că anume după acel cântecel despre Ilan Șor, tu ai fost căutat de oameni care se întrebe, dar cum să facem așa ca tu să nu te mai iei de Ilan Șor? Ții minte? Da. Și că asta e încă o oportunitate ratată. Și tu ce ai zis, Andrei, atunci? Ai fi putut să iei o bucățică din miliard? Ai fi putut? Nu, poate nu din miliard, dar copchilașul s-ar fi bucurat de un skate, ceva de padlacotnici. Hai să începem emisiunea Internetul Grăiești. Hai să începem emisiunea, nu știu câtă lume ne urmărește la ora asta. Hai să ne salutăm cu oamenii. Doina Strogoteanu, salut, salut Vadim Curuci, salut Mișania Antonenko, salut Petru Ous, salut Dumitru Sky, salut Maria Olaru, salut Igor Timoșco. Cine ești de pe unde ne mai urmărește? Noroc Toma Bajir, noroc Roman Cibotaru de pe pagina Natia Albă, de pe pagina Internetul Grăiești, emisiunea Lumina. Tradițional vă îndemnăm să ne doriți câte un like, asta ar spări vizibilitatea, ne-ar vedea, ne-ar auzi mai multă lume. Ne comentați și ne scrieți ce credeți despre subiectele care v-au atins în această săptămână și, bineînțeles, menționați și de pe care colț al acestei planete deloc colțuroasă ne urmăriți. Săptămâna aceasta ne-a atras atenția o informație despre care nu dispunem de foarte, adică de altfel nu dispunem deloc de imagini decât de articol propriu zis, dar ni s-a părut interesant să-l avem în vizorul nostru și cumva să cunoașteți și voi această informație. Este vorba despre un articol apărut pe Europa Liberă. Noi l-am găsit doar în versiunea englezească acestui articol și ni s-a părut curios faptul că un oficial din Statele Unite ale Americii, sub protecția anonimatului, susține că în ultimele luni, de când Statele Unite ale Americii au declarat că au introdus sancțiuni împotriva lui Vlad Plahotniuc și anume în privința eliberării unei noi vize, noi aflăm că Vlad Plahotniuc, de la acel oficial american, de fapt în ultimele luni a cam călătorit pe teritoriul Statelor Unite, a intrat pe teritoriu, a ieșit de pe teritoriu neprihănit. Nimeni nu l-a oprit, nimeni nu l-a arestat, a intrat omul și a ieșit ca un simplu turist, ca un cetățean care are o viză și poate de ea să se bucure. Și atunci noi stăm și ne întrebăm, dar care e rostul acestor sancțiuni dacă ele nu au niciun efect? Cineva spunea că dacă impui o sancțiune cuiva care deja are o viză, ca și cum aștepți acea viză să expire, și deam la următoarea aplicație. Adică, de fapt, aceste sancțiuni sunt egale cu zero. Și noi stăm numai și ne întrebăm... Numai se referă la o poziție de politică externă a Statelor Unite, ea ca noi, suntem tare duri cu oamenii corupți. Dar de ce ei nu-i suspendă viza actuală? I disney. Vezi că aici e o părere a unui oficial. Trebuie să avem încredere în publicația Radio Europa Liberă. Ai arătat și tu articolul, lumea să intre să se informeze, poate să-i mai dați un share așa, ca să citească lumea. Deci, Vlad Plahotniuc, într-adevăr, are niște sancțiuni în privința eliberării vizei de mai departe, dar se bucură în continuare de viza pe care o are în pașaport, mai mult decât atât. Noi aflăm de la procurorul țării, de la Alexandru Stoianoglu, aflăm dintr-un interviu că acesta... nu are nici o pârghie la ora actuală pentru a interveni în situația cu prezența lui Vlad Plahotniuc pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, pentru că între Moldova și Statele Unite nu există niciun acord de colaborare. Mi-e place că Stoianoglu este nevoit destul de des să răspundă după și reporterii, jurnaliștii au avut ceva în vlogul lui Dodon. Și Dodon vorbește verzi, uscate, colorate, de care vrei. Spune, o să vedeți că... Mâine undeva la ora peste deal, undeva la ora 14 sau ieri, undeva în noiembrie, apoi să-l prindem pe Plahotniuc, ca să dea de urechi, ca deja avem fotografii cum l-am prins de urechi.
Domnule Stoianoglu, Igor Dodon zice că e posibilă extradarea lui Șamuș cam în poimene apar. Eu nu știu la ce vă referiți, ce a spus domnul Dodon, dar nu e posibil, nu avem acord de încheiat cu Statele Unite. Și omul foarte calm a explicat. Nu există într-adevăr o pârghie legală. Există mai multe state. Există înțelegeri între Rusia, România, de exemplu. Da, e că nu, cazul... România tot nu își extradează cetățenii. E, nu, înțeleg. Dar, băi, acordul ar include nu doar asta. Uh-huh. Acordul ar include persecutarea lui Plahotniuc conform legislației locale, dacă sunt articole similare. Cum ar fi în cazul lui Țuțu, care, nu știu, tot nimic nu s-aude până acum. Anyway, ce mai știm noi este că cei de la Interpol nu se grăbesc să răspundă la adresarea autorităților din Moldova cu privire la anunțarea în căutare internațională a lui Vlad Plahotniuc. Și ce mai știm este că într-un interviu oferit celor de la ProTV, Pavel Filip, foarte așa, cumva... Nu știu, ca nici Pavel Filip, de fapt, el mereu e așa. Nu știu cum se califică acest răspuns, a spus că el... Nu, el nu știe de ce lui Vlad Plahotniuc chiar fi trebuit o a doua identitate și că de fapt toți oamenii cei care au fost implicați în eliberarea celui de-al doilea pașaport cu numele de Vladimir Novak, ei nu au fost decât niște executori ai unei comenzi, nu poartă nicio vină. Oamenii la registru nu era plin de pediști, nu era controlat de pediști. Și că întreprinderea registru a fost pe post de printer. În această poveste. Asta-i, că, de fapt, indicațiile au venit de la SIS. Chico era unde... post de om ascultător și pix care face notițe la ședință la PD. Registrul era post de printer. Mai aveți să vă scuzați atâta cu... El e rău, eu pur și simplu nu putem răbdam. Ai răbdat? Cum se cheamă asta în română? Terpila? Terpila, tot se pedepsește. Terpila huje? Adidasa este așa un proverb. De ce oamenii se scuză cu chestia asta? Asta nu noi ne pusim pe lângă noi, noi eram printer. Complice, executor a unui comens care se adeverește a fi ilegală până la urmă. Noi în orice caz cumva îl felicităm încă pe Vlad Plahotniuc că poate atât de ușor să fraierească, se lasă ele fraierite, autoritățile noastre. Se plimbă deocamdată, dar ținem să-i amintim că în Statele Unite e cam slut cu coronavirusul și noi vrem foarte tare să-l rugăm pe Vlad Plahotniuc să aibă grijă de sănătate, pentru că noi de Vlad Plahotniuc încă o să avem nevoie. Da. O să-i vină și lui timpul. Nu trebuie mai ales chiar... că dumnealui a plecat în Statele Unite așa cum, cunoaștem, din sursul sigur, a plecat cu o viză culturală, ca un sportiv. A plecat la o competiție sportivă, dar pas cu pas omul a început să-și testeze norocul pe scene de stand-up. Mai întâi la cluburi mici, prin Milwaukee, după asta s-a ridicat. În aprilie, Vlad Plahotniuc va fi prezent la festivalul Netflix is a Joke, în deschidere la Dave Chappelle. Sperăm... Poate mergem și noi acolo să ne întâlnim. Da, sigur. O altă știre despre care vrem doar așa pe scurt să menționăm, probabil că ați urmărit și voi imaginile din această săptămână cu veteranii de la războiul de pe Nistru, care săptămâna aceasta au protestat, s-au mobilizat și au protestat în fața guvernului. Unul dintre ei, mai mulți dintre ei au venit chiar și cu buzduganul, unul dintre ei a reușit să spargă și ușa de la intrare, lucru pe care eu personal nu îl încurajez niciun fel, pentru că pentru acea ușă noi toți va trebui să plătim, nu și asumă acel lucru, aceste cheltuieli, respectivul veteran indignat. Însă, în cadrul acestui protest s-a întâmplat o situație în care generalul Anton Gămurari, care reușise acum 4 zile să devină consilierul primului ministru al țării, Ion Chicu, a avut o manifestare destul de nesimpatică. O vedem? Da. Iac-te-o. Mie îmi pare rău că aici este parte feminină. Deci cei care camă și nu trebuie și spun ce nu trebuie, le arăt așa. Consilier de prim-ministru care a venit și a anunțat veteranii care avea nevoie de un grup de până la 10 veterani ca să meargă la consultări cu prim-ministru Ion Chicu. Veteranii l-au refuzat și dumnealui s-a supărat. Supărat fiindcă, băi, eu am venit cu o propunere. Am unul, n-a stăm și judecăm. Nu, dar unul e că nu-i se termină argumentele. Începe să apeleze la cele mai urâte, cele mai de jos calități ale lui pentru ca cumva să-și manifeste frustrarea. El a venit acolo ca trimis, ca sol al prim-ministrului și a fost huiduit. Deci unicul lui răspuns a fost să îndoaie cotul în fața acestor veterani și drept răspuns ce a urmat? La doar 2 zile, practic, după ce a fost numit în această funcție, Anton Gămurari a așa dat demisia după acest gest obscen. Asta a fost finalul carierei. Ce e un caz consilier de încurajat. Da. De încurajat,
Pentru că noi nu prea avem ocazia ca cetățeni ai țării să vedem situații în care demnitarii greșesc și după asta își dau demisia. Majoritatea dintre ei se ascund după deget, se ascund după scuze, dar el de fapt îi devină sau așteaptă 3 zile ca să treacă valul știrii și toată lumea să uite. Înainte de a arăta cu degetul la un asemenea funcționar care probabil nu l-ați trecut cu vedere în această săptămână, un erou al acestei săptămâni, vreau pe scurt să vă arăt o postare făcută de Alina Radu de la Ziarul de Gardă, care ilustrează, sumarizează și face practic o concluzie acestei zile de protest, de comemorare de 2 martie 2020. Cum s-a văzut 2 martie 2020 din perspectiva Guvernului Republicii Moldova și cum s-a văzut 2 martie 2020 din perspectiva unor veterani, unor oameni care au ieșit la protest? Au fost bănuieli și după asta au fost și probe că printre cei care au fost la protestul din fața Guvernului, care au scandat jos Dodon, jos Chicu și așa mai departe, erau prezente figuri care mai devreme, în primăvara anului trecut, 2019, erau alături de cei care protestau în favoarea PD-ului, înainte de discuții și stabilirea unei majorități parlamentare. Amudem cât de murdare sunt aceste interese. Cert e că statul Republica Moldova nu are grijă, apropo de veterani, și mulți dintre ei sunt perfect justificați în a scanda jos și după asta numele demnitarilor, funcționarilor publici. Hai să vorbim astăzi despre, sau acum, să vorbim despre cineva pe care eu o leacă mai mult l-am atins în această săptămână, dar tare pe scurt, da? Cumva v-a scăpat. Iar că poate sunt oameni printre voi care îți gândesc ca și mine, că într-o bună zi ați devenit președinte, ați lucrat în guvern, poate consilier de prim-ministru într-o bună zi să ajungeți. Și se cere un model de comportament. Iată, eu văd pe cineva care mă inspiră și zic, ia că eu ca dânsul vreau să fiu în viață. Iată, eu cred că următorul model de comportament este pur și simplu unul ideal care poate fi arătat copiilor, la școală, acasă, la masă. Și de spus așa nu. Așa nu? Dar dacă omul face și nu, nu e corect așa. Dar omul are job la guvern. Nu, de fapt, eu vreau după ce noi să vorbim un pic despre consilierul primului ministru al țării pe comunicarea cu presa, așa e corect, da? Yep. Eu aș vrea un pic să vorbim despre oamenii cu care se înconjoară demnitarii noștri, pentru că e clar că în realitate ei nu sunt capabili singuri să gereze tot volumul ăsta de sarcini pe care ei îi au și de aceea se înconjoară cu tot felul de consilieri pe diferite segmente. Iată, de exemplu, consilierul Anton Gămurari s-a adeverit a fi un om care poate ieși în fața unor protestatari și să le arate un gest obscen. Din fericire, acesta și-a dat demisia. Aici vom avea o situație în care nu s-a întâmplat același lucru și eu stau și mă întreb de ce. Anton Gămurari cu gestul, următorul protagonist cu vorba. Eu respect presa până în glande, noi ne trebuie большего. Păi dacă dumnealui își poate găsi timp pentru a merge la alte instituții mass media, am dorit ca și nou să ne acordă eu aleg instituțiile mass media care au cel mai mare impact. Asta e unul la mână și de la mână. N-am să permit să fiu pus în colț. Așa, eu rog să fiți foarte atenți cu mine, că eu sunt tânăr și memoria la mine e pur și simplu grețos de bună. Hai să-ți doar câteva perle care au răsunat într-o conversație de vreo 4 minute. Ziarul de Gardă a încercat câteva săptămâni la rând să obțină un interviu cu prim-ministru Ion Chicu și consilierul Vitalie Drăgancea tot refuza. Ziarul de Gardă a vrut să afle care e motivul. Vitalie Drăgancea a zis, prim-ministru e ocupat, hai să-l înțelegem. Bun, îl înțelegem, prim-ministru e ocupat, deci el are timp să meargă la alte televiziuni. Deci el trebuie să consulte cu voi. Ușeacă, de aici am început să intrăm într-o pădure întunecată. Nata, ție chiar îți pare condamnabil? Da. Nu? Mie mi se pare condamnabil ca un om care este responsabil de comunicare să fie incapabil să comunice. El trebuie să aibă o etică profesională, el trebuie să respecte niște reguli elementare de politețe, el trebuie să realizeze că această discuție poate fi înregistrată, el trebuie să fie respectuos cu presa, dar nu numai cu presa, el trebuie să fie respectuos cu absolut toată lumea. Această aroganță pe care noi o urmărim și o savurăm așa cu dezgust sau cu greață, vorba domnului Drăgancea, încă de pe vremea când comuniștii erau la putere, toți oamenii ăștia care erau în preajma partidului, mulți dintre ei chiar erau oameni pe care noi cunoșteam foarte bine și noi când ne uitam la metamorfozele care se întâmplau cu ei,
ce fel de vaccin le se făcea acestor oameni, de deveneau aproape peste noapte atât de aroganți, așa de plini de ei, cu atâta ușurință, umilind, pentru că până la urmă este destul de umilitor să vorbești cu o jurnalistă și care te întreabă de ce nu acceptați interviul nostru, răspunsul să fie, da și eu mă sfătui cu tine? Eu... De unde și până unde un consilier care este plătit din banii noștri ai tuturor, are acest tupeu. E vorba de un tupeu pe care eu cred că cineva îl încurajează, pentru că nu poate un simplu funcționar. El este un simplu funcționar. Nu poate un simplu funcționar să dea dovadă de atâta tupeu. Cineva lui trebuie să-i încurajeze. Eu, iată chestia asta. Eu așa tind să separ lucrurile în ce și cum. Într-un fel, chiar poate o leacă i-aș da crezare, apropo de ce, nu de cum. Cumul lui este condamnabil. Dar ce-ul lui, în care el spune... voi nu vă imaginați, Moldova e un munte de probleme. Da, noi nu ne imaginăm, numai voi vă imaginați. Nu, da, omul, uite, eu îi dau crezare, omul a început să lucrez la guvern, a început să vadă volumul de probleme pe care îl are Republica Moldova, care poate până acum, da, îl admira într-o seară la știri, într-o emisiune analitică, să mai gândi la asta înainte de alegeri, dar mă, e ca o chicat cu nasul în tăta asta și vede această cantitate de probleme și încearcă să ne transmită și nouă. Felul cum o face este unul condamnabil, pentru că e normal, fiecare, zgârietura mea mă doare mai tare decât tu-ți imaginezi că mă doare pe mine zgârietura mea. Tu poți să ai două zgârieturi, la fel de mari ca a mea vizual, dar pe mine a mea mai tare să mă doare decât a tele. Așa și Vitalii trebuie alea să înțeleagă că fiecare, mai ales un jurnalist de investigație, are un bagaj de cunoștință despre muntele imens de probleme care se numește Republica Moldova. Și nimic nu-ți dă dreptul să fii arogant, lipsit de bun simț și să-ți permiți să spui, dacă eu stau în fața voastră, în fața, eu cu toată redacția pot să stau, așa în chiarostrie, ca pățănașul. Și e ca așa, să fac, și să vă, piteți pur și simplu, porsta, prosta vă dau jos, înțelegi? Eu aș încheia acest pasaj prin a-l întreba pe domnul Chicu de ce nu a fost la fel de corect ca în cazul domnului Gămurari, să-i sugereze domnului Dragancea două lucruri. Dacă nu îi se pare că este capabil să facă această muncă, să-și dea demisia, să revină acolo unde el considera că este bun la administrarea unei companii locale sau la Institutul de Standardizare și Metrologie sau pe unde o mai fi fiind domnul Dragancea înainte de asta, că poate era mai potrivit cu tupeu și aroganța sa. De ce? De ce? Noi n-am văzut o reacție similară, pentru că noi am văzut această reacție și vă propunem și vouă să o vedeți. Este o comunicare interesantă între ziariști, jurnaliști. Și dumneavoastră aveați astfel discuții dintre jurnaliști și funcționari publici? Mie, în general, îmi plac comunicările, discuțiile, în format așa echidistant, cu respect unul față de altul. Din păcate, în unele profesii, inclusiv și între politicieni, jurnaliști, mai există așa un fel de comunicări care nu se înscriu tocmai în standardele pe care eu le prefer. Deci considerați că este bine ca dumneavoastră să decidă la ce televiziune să plecați sau cum să dați interviuri? Eu cred că dumnealui, dacă și-a declarat așa ceva, cred că cumva nu reușit să exprimat. Dumnealui are grijă de graficul, zicem, prezenței mele la televiziuni sau interviuri. Bineînțeles, o persoană trebuie să ducă această evidență, dar decizia finală, bineînțeles, că este a persoanei vizate în caz de fața mea. Așadar, iată ce aflăm noi de la domnul Chicu. Se pare că totuși nu Vitalie Drăgancea este cel care decide unde să meargă primul ministru să răspundă în fața presei. Suicidat, că el atunci, așa a spus în de ce domnul Drăgancea își asumă ce nu este în nu știu, în puterea lui, nu intră în funcția lui. Da, asta face toate contraargumentele noastre și toată bătălia asta de pe online și părerile slabe, pentru că omul a zis într-o conversație că el decide, am venit Chicu, șeful lui, zice, nu el decide, și tot castelul din nisip să dărâmă, eu nu mai înțeleg. Și dincolo de castelul din nisip care se dărâmă, noi aflăm de la domnul Chicu că lui această discuție s-a părut interesantă. Lui plac discuții. Interesantă, domnului Chicu, este reacția dumneavoastră, discuția este regretabilă. Un om din cabinetul primului ministru trebuie să aibă o ținută decentă care să vă reprezinte și să vă facă față. Oamenii pe care îi angajați devin ambasadorii dumneavoastră, domnule Chicu. În felul în care dumneavoastră îi selectați, își spune cuvântul și
oarecum calitatea dumneavoastră umană, că pentru că eu, de exemplu, vorbesc cu oamenii străini pe dumneavoastră întotdeauna și așa cum eu nu-l cunosc pe domnul Chicu personal, eu mă adresez la el pe dumneavoastră. Ce eu așa mă rezerv. Aici Andrei nu e de acord cu mine, eu însă cred că totuși atâta timp cât tu vorbești cu un oficial, că tu vorbești la nivel profesional, ei nu stau la ușuietă okay. să bea un pahar de vin, trebuie să fie adresarea corectă, iar consilierii dumneavoastră, domnule Chicu, trebuie instructați. Se pare că ei totuși au nevoie de cât un bobârnac în spate ca de să le mai arate un pic locul. De ce instructaj să-i dea domnul Chicu dacă lui s-a părut această discuție interesantă? Poate e pe placul lui asemenea discuție, poate el tolerează și asta este și mai trist. Îl definește. Da, vă spuneți voi și credeți apropo de acest aspect tare îngust și nu la temă de dumneavoastră. Eu cred că în spațiul este anglofon, Canada, Statele Unite, Regatul Unit, folosind acest you, atât formal și informal, folosind o formă de tu pentru toate vârstele și toate categoriile de persoane, nu știu cum se elimină necesitatea de dumneavoastră. Eu adesea cad în această plasă de dumneavoastră și se creează așa o distanță nebună dintre mine și o persoană. Dar este ok să existe această distanță, Andrei. Nu, da, dar din grabă după asta tu ajungi și spui nevoastră și ca dodon, președintele, președintele. Înțelegi? Nu, mi se pare atât de neautentic și nesincer. Eu în continuare cred că acest dumneavoastră își are locul acolo, mai ales în comunicarea între reprezentanții statului și presă. Nu, uite, dacă e un artist, dacă, de exemplu, Natalia Gordienko, spate dumneavoastră, da? Dacă ceva Vitalie Dragancea, e, brățiș, ca să ne înțeleagă. Dacă îi spui dumneavoastră, n-ar să ne înțeleagă. Din păcate, Vitalie Dragancea deja l-a blocat pe cetățeanul Andrei Bolocan. Nu suportă oamenii să fie criticați stai pentru greșelile lor. Stai să văd dacă s-a păstrat mesajul, nu știu dacă Facebook păstrează. Dar ce vrei să arăți? Că i-ai trimis video-ul trebuie și... să arăt ce-am scris, da. Da. Și nu e supărător, e că pot să vă arăt. Nu știu, dar s-ar supăra cineva, uitați-vă ce am scris. Bratan, tu dormi deja, intră pe YouTube, am făcut un videoz despre un ceva care tare seamănă cu tine. Și gata, you cannot reply to this conversation, mai departe. Nu, eu ce nu sunt de acord cu așa comunicare. Tu crezi că am făcut... Adică eu cred că o bună parte din urmăritorii emisiunii Lumina vor savura această comunicare. Eu nu sunt de acord cu ea, dar de asta și există pluralismul de opinii, de asta și există libera exprimare, ca... tu să alegi felul în care tu crezi că este ok să comunici. Pentru că depinde cum vrei tu să fii perceput. Dacă tu vrei să fii perceput ca un pățănaș și de fapt tu... Salut, domnul consilier! Salut! Vreau un limbaj oficial să-ți trimit mesaj. E clar lucru. Dacă eu fac un video despre dânsul, să dai seama ce înseamnă asta. Eu lui eu trimit într-un limbaj cât mai apropiat. Dacă omul are suficiente resurse să înțeleagă... N-are. N-are, atunci mă blochează, da, și reconfirmă. Eu cred că tu prea mult mizezi pe faptul că oamenii sunt pe aceeași linie, lungime de undă cu tine la capitolul umorului pe care îl faci tu și la mesajele pe care tu le camuflezi sub aceste cum se zice, exprimări pățănești. Pur și simplu, Nata, v-am mai spus câteva ediții în urmă, am mai este Mercur retrograd? Da, da, până pe 10. E Mercur Leningrad acum zilele astea și eu până acum eram pe un foarte lucky strike, da, cum se mai cheamă? Undă. O undă foarte norocoasă de comunicare cu prim-ministru țării, el încă nu m-a blocat la nivel personal de prieten, știi? De prieten pe Facebook. Nu suntem prieteni, dar de comunicare de asta în privat. Și zic, stai o leacă, mă tin că nici eu vecer, nici eu și paternă, dar mă consilieră pe comunicare, m-a blocat și asta scade drastic șansele mele de interviu la vară cu Ion Chicu. Dar poate n-ați mai și prim-ministru. Dar poate n-o să mai fie vară. Oi, nata. Haideți să continuăm. Și da, haideți să vorbim despre acest coronavirus, pentru că deja astăzi Organizația Mondială a Sănătății bate alarma și mai tare. Dacă până nu de mult totul era lăsat la discreția autorităților, în special venea vorba despre țările sărace cu sisteme de sănătate slabe, deja Organizația Mondială a Sănătății spune că nu e de glumit deloc cu această epidemie. Numărul cazurilor de oameni infectați de coronavirus a depășit 100.000 în întreaga lume. Statele Unite ale Americii numără la ora aceasta 8 persoane decedate. Deci coronavirusul e deja aici, pe undeva, pe aproape, prin America de Nord, în statul Washington avem decedați. Rusia ia măsuri destul de drastice. Pe de o parte, blochează hotarul cu China, suspendă toate zborurile spre și dinspre Hong Kong, oprește accesul oricărui cetățean chinez pe teritoriul țării și, bineînțeles, că are grijă la nivel de mass media să stingă
orice posibilitate ca spre public să ajungă informații care cumva i-ar isteriza sau i-ar panica pe oameni. La Vatican a fost înregistrat primul caz de coronavirus. Ce mai putem spune? Numărul celor care au decedat la ora asta este de 3200 de persoane. Dar mai avem și oarecum o veste mai bună. Stai că pe asta o spun peste câteva momente. Okay. Teheranul, că tot citeam și ne informam să vă aducem cele mai proaspete informații, Teheranul a anunțat că în două săptămâni în jur de 42% din populația populația capitalei va fi infectată de coronavirus. Eu nu știu cum fac ei aceste previziuni, dar mie mi se pare că asta e oribil să admiți că... Asta e, de fapt, e o părere destul de drastică, dar el e un oficial care face parte într-un grup a unei comisii de risc care se ocupă de coronavirus în Iran. Da, dar o țară fruntașă la coronavirus e Italia, de unde vin foarte mulți moldoveni. Un articol pe care vi-l recomandăm, poate cineva se întreabă, băi, noi des vorbim despre Italia, dar cum s-a ajuns din Italia în China? De ce Italia a devenit un focar de coronavirus în Europa? Un articol bun pe moldova.org putem să vă recomandăm. Cum a ajuns Italia cea mai afectată de coronavirus țară din Europa? Unul din argumente care mie mi-a plăcut să-l remarc aici e că italienii de fapt s-au apucat să-i caute pe oameni. Imediat cum au găsit pacientul numărul 1, s-a apucat să urmărească cu cine ăsta a interacționat, cu cine a vorbit, cine sunt membrii de familie. Dacă el a fost într-o joie, a fost zi de joi, până vineri membrii lui de familie au fost diagnosticați, după aia s-a ajuns la număr de 250, până luni era, dacă nu greșesc... 250 de persoane? 250 de persoane verificate, testate. Uh-huh. Până luni erau testate vreo 4.000 de persoane. În Italia s-a lucrat activ la testarea acestor persoane. De ce noi am hotărât și astăzi să vorbim despre coronavirus? Că e un caz care încă face titluri de știri importante, dar mai cu seamă am vrut să vorbim pentru că am aflat ceva ce se întâmplă în Moldova și o leacă e trist că asta se întâmplă. Mai pe scurt, situația pare să arate în felul următor. Acolo unde autoritățile iau destul de în serios coronavirusul și nu doar la nivel de vai, a venit coronavirusul, vai, e de să punem vreun scanner la aeroport, dar serios asta înseamnă că există diviziuni speciale care se ocupă de depistarea pacientului zero. Omul care primul a adus virusul în țară. Cine este el? De unde a venit? Cu ce oameni a interacționat? Dă să vedem toți acești oameni cum se simt. Dă să-i plasăm pe toți în carantină. Deci aceste diviziuni speciale se ocupă până într-atâta încât să oprească hotarul răspândirii virusului, care se răspândește destul de ușor. Astăzi, înainte de a intra în emisie... Italienii au fost impresionanți la acest capitol. Ei au făcut niște lucruri care se aseamănă mai cu, nici nu știu, cu operațiuni speciale din astea pe care le vezi numai în filme, probabil. Dar cum stau lucrurile în Moldova e foarte îngrijorător, la drept vorbind. Citisem astăzi despre faptul că mii de moldoveni reveniți din Italia sunt, lor li se cere de către agenții frontalieri, li se cere să semneze sau să completeze o fișă epidemiologică în care sunt o serie de întrebări. Printre acele întrebări există și adresa. De ce adresa și datele de contact? Pentru ca acolo unde tu pleci, medicul de familie să țină la curent instituția, centru, Chișinău, ministerul, să țină la curent cu evoluția cazului, pentru că există o perioadă de incubație de 3 săptămâni, da? Și acum oamenii care vin nu toți semnează și nu toți completează corect și sincer aceste formulare. Mai exact, oamenii intenționat în număr nu de 2000, vor să lase datele corecte legate de prezența lor în Moldova. Da, acei moldoveni care se întorc din Italia caută să ascundă aceste informații și noi citisem chiar că în cazul Italiei oamenii riscă pedeapsă... în cazul României oamenii riscă pedeapsă penală în cazul în care nu sunt complici cu autoritățile la a opri răspândirea epidemiei. Exact, pe când ai noștri, nu doar că nu vor să fie complici, ei ascund datele corecte doar pentru ca să nu bată la cap aici cu coronavirusul lor când ei au venit acasă la mama să mănânce. România a luat această decizie recent, dat fiind faptul că e hot subiectul, ca gavarița. În România, persoanele care vin din zone cu coronavirus și ascund acest lucru riscă pușcărie într-o lună și 2 ani sau amendă.
Cineva a citat un articol penal despre răspândirea epidemiei conștientă, intenționată, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă se referă la moldoveni. Dar noi avem o cifră de aproape 2000 de formulare de aceste fișe epidemiologice completate greșit. Și astăzi chiar ascultam un interviu ce-i drept de săptămâna trecută de la Europa Liberă, câteva scurte interviuri prin aeroport cu moldoveni care fie așteaptă sau au aterizat, un număr covârșitor sau cum zic, o majoritate covârșitoare de oameni se baza pe intuiție, imunitate, las ca treci, las că au mai fost boli peste noi, moldovenii sunt rezistenți, nu e nicio problemă, când de fapt ar fi important să nu vrei să răspândești această boală dacă vii dintr-un focar, să-ți vrei binele în primul rând ție și să anunți autoritățile. Hai să li testăm, dacă tot e vorba aia, să testăm autoritățile, autoritățile testează eventualii pacienți. Înainte de a intra în emisie, era un test, apropo, a unei persoane revenite recent din Italia, care era suspectată de coronavirus. A apărut deja update-ul? Update-ul și testului e că, în cazul acestui moldovean, testul este negativ, moldoveanul nu este infectat cu coronavirus și mai sunt alte 5 persoane suspectate cu coronavirus revenite recent din Italia. Noi pe bune suntem o națiune de super oameni. Dar vezi că oamenii ăștia se adresează. Nu, moldovenii nu-i caută. Italienii s-au apucat să-i caute, să-i urmărească. Cine ești? Cum te cheamă? Ce membri are familia ta? Cu cine te-ai întâlnit în ultimele săptămâni? Italienii până acum caută pacientul zero. Ei au pacientul 1 care a fost infectat, dar nu știi cum el a ajuns să fie infectat cu coronavirus. Se pare că nu doar Italia reprezintă un risc pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru că deja și România anunță că a fost confirmat cel de-al 8-lea caz de infecție cu coronavirus. Este vorba despre vindecată. O persoană din județul Olt care a intrat în contact cu un bărbat de 71 de ani din Suceava, diagnosticat cu noul coronavirus, persoana respectivă întorcându-se din Italia. Însă, 3 dintre pacienții diagnosticați au fost deja vindecați și asta după ce s-au făcut 2 runde de teste care au ieșit negativ. Totodată, ce fac autoritățile în România, 21 de persoane se află la ora actuală în carantină, iar alte 12.000 sunt în izolare la domiciliu și sunt monitorizate medical. Noi nu avem niciun fel de informații despre oameni plasați în carantină, despre oameni care bat alarma că s-ar simți rău. O singură persoană astăzi dimineață ne anunțau știrile că se fac testele pentru că are dureri de gât și febră și iată că spre seară testele arată că e nimic, frate, nimic. Da, e nu bun. Exemplul Italiei, eu cred că este unul de urmat. Felul în care ei s-au, știi, unii poate zic, s-au impacientat, s-au prins prea tare, prea mare panică, dar cei ce fac ei sunt niște măsuri atât de admirabile. Alte state europene încep acum să facă același lucru, pentru că nici în alte state europene, nici în Germania, nici în Franța nu era atât de activ căutatul acestor pacienți și oamenilor infectați cu coronavirus. Știi, noi avem în folclorul nostru tot felul de proverbe din astea și este unul dintre ele, nu știu de ce mi-a venit acum, eu am impresia că în cazul nostru chiar funcționează chestia asta, nu atinge și nu o să pută. Pentru că este uimitor. România deja are 12.000 de oameni în carantină, are 8 oameni care sunt infectați. Din Italia vin zilnic sute de moldoveni. Păi și noi am putea să-i avem, dar nu avem pârghii, nu? Pârghii. Chiar și la, chiar și la acel filtru de completare a formularelor, ai noștri reușesc să introducă date greșite. Eu vă promisesem rezultatele unui studiu care a fost acum 4 zile făcut public. Este vorba despre un studiu realizat la Hong Kong în colaborare cu oameni de știință de la Harvard și acest studiu a demonstrat că de fapt rata de mortalitate în cazul coronavirusului este mai mică decât se credea inițial. Așadar, inițial era peste 2% rata de mortalitate, însă acum s-a demonstrat că din 1000 de persoane infectate, doar 14 riscă să-și piardă viața din cauza consecințelor. Sunt 2%. Da, dar sunt regiuni precum Iranul, unde rata de mortalitate e aproape 3%. Totul depinde de zavisit, vorba autorităților. Destul de nepregătiți par moldovenii la această etapă în care ei recunosc că au mii de fișe și mii de potențiali suspecți de coronavirus, de oameni care vin din focare de coronavirus, pe care n-au cum să-i gestioneze, urmărească, controleze, testeze și așa mai departe. Probabil tot ce putem face e să venim cu un îndemn, vă rugăm frumos să declarați asta, mai ales la hotarul terestru, unde moldovenii au spus că aici chiar nu există nicio pârghie, nicio metodă. Omul poate să vină din Italia, dar spune că vine din Reykjavik sau din cu totul alt colț a planetei.
Vă rugăm să declarați asta. E în interesul tuturor să putem să fim transparenți, să declarați, să spuneți că da, uite, vin din focarul ăsta, hai să îmi dau datele mele de contact, că n-ai de pierdut nimic, doar te-a sunat o dată, de două ori medicul de familie, medicul de sector, cum asta se mai cheamă, ca să țină și el la curent autoritățile centrale, să vadă, ești bine, n-ai semne de boală, perfect, mergem înainte. Trăim mai departe cu speranța. Scrieți-ne nouă în comentarii ce credeți voi, cum de e posibil această minune ca noi, țara Republicii Moldova, să aibă atâtea riscuri în jur și până la ora aceasta să ne treacă primejdea. Aveți voi explicații la acest mister? Credeți voi că de fapt noi nu suntem suficient de bine informați și că autoritățile ascund anumite informații sau pur și simplu că noi moldovenii suntem o super națiune și pe noi nu ne ia nici coronavirusul? Știi, de altă parte... Stai, scuze, trebuie să opresc, este fraza asta în engleză, știi? It didn't age well, știi când spune despre o glumă. Uh-huh. Așa și cu această frază, tare mă tem să nu îmbătrânească greșit aceste replici și fraze. Hai să treacă. Să vină tampoane de infecții, să blocăm, să aflăm de ultim bolnav, să treacă și după asta să putem să tragem linii de concluzie. Până una alta, dragi moldoveni, mai ales voi cei care căutați să reveniți acasă, care călătoriți prin diverse aeroporturi sau poate chiar vă gândiți acum în această perioadă să reveniți acasă din Italia, o mare rugăminte avem la voi. În primul rând, nu îi atingeți cu mâinile pe oamenii voștri dragi decât după ce le-ați spălat foarte, foarte bine aceste mâini. Evitați îmbrățișerile și sărutările decât după ce ați făcut o elementară igienizare. Care este această elementară igienizare? Zilele acestea văzusem o imagine care arăta o pereche de mâini, cum arată ele după ce sunt spălate 10 secunde, 15 secunde, 20 de secunde și se arăta acum un focar de infecție, mă rog, ca să impresioneze ochiul omului. Dar m-au amuzat câteva comentarii de la moldovenii care mi-au scris că se pare că, într-adevăr, spălatul pe mâini este o chestie atât de importantă și atât de simplă de făcut, doar că contează și calitatea spălatului pe mâini. Și atunci, fie calculați până la 30 de secunde, fie cântați de două ori Happy Birthday to You, pentru că se pare că asta e durata celor 30 de secunde. Ai... Și în timp ce spălați bine, bine, bine cu săpun mâinile voastre, fie numărați până la 30, fie cântați Happy Birthday to You și după aceea mergeți și vă îmbrățișați oamenii dragi, evitați orice posibilitate de a transmite infecția asta, care se pare că totuși nu e chiar atât de ignorat, deși unii zic că este o mare conspirație și noi toți o amplificăm prin a vorbi despre asta. Eu aș prefera să fiu precaută decât ignorantă. Asta vă recomand și vouă. Sperăm ușor. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Săptămâna aceasta, noi, fără ca să apelăm la experți, analiști, care nu o să ne interpreteze anumite evenimente, am observat anumite chestii care se întâmplau în diferite... diferite sectoare, linear, cu diferiți vorbim, oameni. Le-am observat unul după altul. Da. Zic, băi, și după care am parte. Încercat să facem o conexiune între ele ca să vă spunem și vouă, poate nu suntem noi chiar atât de paranoici. Săptămâna aceasta, în vlogul său, președintele Igor Dodon, vloggerul Igor Dodon, ne povestea despre vizita sa la Bruxelles. Influencer. La Bruxelles, unde s-a întâmplat să se vadă cu mulți oameni importanți, regele Belgiei. Eu nu știu dacă voi ați remarcat, dar de ani de zile tot s-a încercat vizita asta, mai mulți președinți. În general, Republica Moldova avea multe bifi de făcut. Reforma justiției, vizita la regele Belgii, da, adică în sfârșit, top 2, da, azi mi-am amintit. În sfârșit această vizită una măcar e făcută. S-a întâmplat și iată că Igor Dodon ne povestește nouă tuturor cu ce rezultate a venit de acolo din Belgia. Va fi ce-a mâncat? Eu sper că altfel de ce să mai fii președinte? Faimoasele... Vafel. Liușschi, cum se cheamă? Liușschi. Nu știu cum. Liej. Da, de Liej. Eu când vorbesc de Belgia, eu apropo nu asociez cu aceste gofri, eu asociez cu cratița aceea cu scoici, cu scoici, da? Cu porția de cartofi prăjiți, cu bericica aia. Eu avem un rulou de scoici, dacă vreți să ceva. Și cu bericica aceea albă nefiltrată, pe care eu foarte mult o iubesc. Păi iată. În Belgia există mult altă bere bună decât nefiltrată. Mie asta îmi place, cu asta asociez eu Belgia. Una triple, una quadruple și s-o seara. Pe urmă și ciocolățică la desert. Păi iată, din această vizită, domnul Igor Dodon ne povestește niște concluzii. Ia să le auziți și voi. Eu săptămâna curentă am fost la Bruxelles, am discutat cu
partenerii noștri de acolo. În afară de, ați văzut întrevederea cu regele Belgiei, cu alte personalități importante. Am discutat și cu comisarul european pentru bună vecinătate și lărgirea Uniunii Europene, care de fapt este responsabil de relațiile cu Republica Moldova. Poziția lor este fermă, că ei sunt gata să ne ajute financiar, dar au unele solicitări la noi. Principala întrebare din partea Bruxellesului este cu furtul miliardului și au dreptate. Unde este evoluția? De ce nu să mergem mai departe cu furtul miliardului? Unde, de ce nu noi pun la pușcărie pe oameni? De ce nu întorc bani? Și noi ce avem aceeași poziție, dar eu am discutat cu săptămâna asta la Bruxelles și ne-a explicat, oameni buni, procuratura până acum, până când a venit domnul Stoianoglu, în mare parte s-a ocupat de crearea bolilor de săpun, mâlnei puzării. Marea majoritate a dosarelor deschise pe furtul miliardului, ele au fost deschise așa și împărțite în sute direcții, ca să nu fie niciun rezultat. În favoarea lui Șor, în favoarea lui toți care s-au ocupat de furtul ăsta miliardului. Și acum când noi am început să ne ocupăm mai serios, vedeți că s-ar ca propșile în sus. Șor, Șcandu și toți. De ce? Și de ce ne atacă pe mine, ne atacă pe toți absolut? Lucrul ăsta e evident. Pentru că noi avem altă abordare. Noi gata, ajungem. Și vedeți în ultimele zile, și o să vedeți ce va urma, vor fi acțiuni foarte prompte din partea organelor de control, care ne-au informat la Consiliul Suprem de Securitate. Și acest mesaj este nu doar pe extern, pentru că partenerii de la Bruxelles, asta e condiția numărul 1, dar și este un mesaj puternic pe intern. N-ai cum super pe consilierul de comunicare cu presa, prim-ministrul, atunci când Dodon, președintele țării, spune despre cineva că sare ca propșile, uitați-l la dâns, noi să-i ajungem. Ia pim, pam, tu, hoi, prinde-mă la colț. Ce e asta? Ce este acest specimen? Dar dincolo de cum este acest important, da. Ce? De ce despre miliardă cum? Igor Dodon ne anunță că o figă, o să vedem noi bani, noi țară săracă, din atâta timp cât nu vom da de capăt cu furtul miliardului. Le-au citat europenii și le-a dat dreptate, într-adevăr. Nu știu dacă ați observat sau nu, dar noi avem un guvern, Chicu pe nume, care, pe bună dreptate, poate fi învinuit de izolaționism. Nu prea europenii sunt tind cu mâna la ajutare și la bani. Nu prea sunt tind la vizite, nu prea sunt tind la susținere. Ei bine, deci, cei din guvernul lui Chicu preferă să creadă că asta opoziția e de vină, că după ce a fost demis guvernul... Ba nu, eu și pot chiar să laud acest izolaționism. Zic că e de bine. E bine uneori să te ascunzi, mai ales am ocupat virusul ăsta. Bine așa, olet. Poate de asta, apropo, virusul nici nu ajunge în Moldova, pentru că noi suntem izolați. Da, europenii nu prea caută să ne susprijine în perioada aceasta cu tot felul de resurse financiare, condiționând acest lucru prin măcar niște acțiuni concrete care să dea de capăt celor care se fac de vină pentru furtul miliardului. Și asta ne anunță, trecut, asta nici, ne anunță Igor Dodon. Niciun da? Leu nu a fost întors, dar în acest context, bineînțeles, putem pomeni despre cea mai proaspătă noutate întâmplată azi în Parlament, pe scurt. Da? Noi am pomenit mai devreme despre ea, despre cum Dodon propunea ca o parte din profiturile BNM să se întoarcă înapoi la BNM, cu scopul de a stânge din povara miliardului care noi trebuie să-l plătim anual. Dar în același timp, în bugetul pentru anul ăsta, deja sunt acele 900 de milioane de lei care trebuie să achitate. Așa că Dodon cumva pe termen lung ușurează treaba. Opoziția, în persoana lui Alexandru Slusar, Dumitru Alaiba, spun că e un proiect politic, un proiect mai mult de spalat ochii, niște bulbuși de săpun și promisiuni a lui Dodon, că tare multe asta nu rezolvă, că în esență Dodon își permite să spună în statusuri, în vloguri, asta înseamnă că mai ușor va fi la cetățeni, noi prin asta întoarcem miliardul, dar vine chiar pușcuța și vine procuratura și îi spune zero, nol, nichts, nică nu s-a întors de miliardul furat. Active, da, vândute, am înțeles. Profit la BNM, da, am înțeles, adică tot din jocuri financiare a BNM-ului înapoi la BNM. Dar din tors miliardul ioc nimeni. Înțelegi? Așa că Igor Dodon cumva absolut conștient, eu așa tratez asta, ignoră subiectul celor care se fac de fapt vinovați pentru dispariția acestor bani din țară. Dar săptămâna asta am și putut afla? Stai, oleacă. Stai, că a venit de la întâlnirea cu regele BLG-ei și a înțeles că totuși trebuie de făcut ceva. Coincidență sau nu, dar după o pauză destul de îndelungată, Elon Shore în această săptămână iese la rampă. Și iarăși, coincidență sau nu, dar se exprimă în această conferință de presă exact pe tema furtului miliardului. Mai mult decât atât, vine cu informații concrete care vizează oameni concreți
care, iarăși cu incidență sau nu, ajung săptămâna asta să fie eroii mai multor știri în care procuratura se apucă de capul lor. Ia să vedem ce a declarat Ilan. Ni ea, ni Platon, ni Filat не зашли в Национальный банк с пистолетом, с автоматом, засунули эти деньги в чемоданы и ушли. Вот это все понимают, и это правда. Эти 13 миллиардов были выделены самостоятельно Национальным банком, решением Совета Национального банка и руководителей Национального банка, о которых я скажу позже, трем коммерческим банкам. Банк «Иди экономии», Банк «Сочиала» и «Унибанк». Самое важное, или одно из самых важных, то, что распределение этих средств началось ровно на следующий день после того, как были отстранены от управления частные инвесторы в лице меня и в лице моих коллег. То есть я еще раз хочу обратить внимание ваше. 13 миллиардов пришли по распоряжению Национального банка в коммерческие банки. Были устранены все бывшее руководство, после чего эти 13 миллиардов начали использовать. Ни я, ни руководство одного из банков не просило этих денег у Национального банка. Да, ситуация была непростая, но мы бы выдержали. Именно поэтому мы никогда не просили ни одного лея, ни у кого. То есть, эти деньги из государственного бюджета были взяты чиновниками Национального банка и выделены коммерческим банкам. Депутатул Ilan Șor. Bună seara! Bine v-am găsit! Bună seara! Bună seara! Bună seara, bună seara! Dacă tot de Ilan Șor vorbim, haideți astăzi când vă spălați mâinile și ascultați îndemnul Natei de a cânta Happy Birthday, pomeniți-l și pe Ilan între rânduri. E ziua lui, împlinește 16 ani, în sfârșit are voie să beie, să sulcă topită. Ilan Șor, în săptămâna în care Igor Dodon se întoarce din Europa, cu gândul că, băi, nici amunul nu a deschis nimeni ușa, numai un comisar european și regele Belgiei, m-am întors și, blin, tot și... Trebuie ceva de făcut. Mă tin că trecu 6 ani, dar mă tin că tot trebuie ceva de făcut. Trebuie. Iarăși, noi nu insinuăm nimic. Dar de ce Ilan Șor, taman săptămâna asta, decide să reapară în spațiul public și să lovească prin declarațiile sale deja în niște oameni concreți, funcționari de la Banca Națională, oameni despre care noi știam ca niște mici eroi în toată istoria asta, dar niciodată ei n-au fost scoși în primul rang, da, a celor în care se lovea. În primul rang era Platon, era Filat, era Șor, era Plahotniuc, dar oamenii ăștia despre care deja vorbește Ilan Șor, tocmai săptămâna asta au fost arestați. Iată, așa o coincidență de circumstanțe. Ce aflăm noi, dragi prieteni, săptămâna asta din presă? Procurorul general Alexandru Stoianoglu anunță că a eliberat ordonanță prin care a permis reținerea a 4 persoane, ex-guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu, ex-viceguvernatoarea Emma Tăbârță, actualii viceguvernatori Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. Toți acești 4 au fost arestați. Astăzi a fost emis mandat de arest pe numele lui Dorin Drăguțanu. Dar nu e conflict de interes dacă te cheamă Cincilei și lucrezi la Banca Națională? Apropo... Come on! Nu, serios! Te cheamă ca pe bani și lucrezi cu bani? Dar n-ai mai avut ceva de genul ăsta. Oameni care au... No, e ok, cred că e trecător, da. Anyway, Emma Tăbârță, ce știm noi despre Emma Tăbârță? Se pare că a deținut funcția de viceguvernatoare a Băncii Naționale din 2008 până în 2015, deci exact perioada aia fierbinte când dispăreau banii, perioada în care s-a produs furtul miliardului și londromatul, când a fost spălată suma de circa 20 de miliarde de dolari din Rusia, figurând și într-un dosar deschis în acest caz. Și ori în timpul conferinței a fluturat cu niște... printuri a conversației dintre Tăbârță și Platon din perioada aia. Cum a ajuns el să aibă printuri de SMS-uri și mesaje? Ei, cum? Serios? Ei,
Cum? Eu rugat. Rugat frumos, băi, pe mătă bârță. Printați fiecare și care și la ce aveți. Ce tu ai șters? Ai, nu de ce ai șters, te-a rugat, Platon. Asta-i ți-o-n mea. Serios, cum a ajuns Șor să aibă printuri de conversații dintre doi oameni? Da, așadar, patru persoane săptămâna aceasta sunt arestate. De ce aceste persoane până acum au fost în libertate dacă ele au legătură directă cu dispariția acestor bani? Ilan Șor ne anunță că, da, situația la băncile respective, la cele trei, într-adevăr, era complicată. Но мы бы разобрались сами. Noi n-am șerut banii ăștia, ani n-am sami dale. Și că în această viteză și conjunctură, noi îl avem pe Dodon întors, indignat, supărat, dar cu o concluzie și cu o apucătură de lucru. Noi ne apucăm. Cum să ne apucăm? Sară capacele. După asta Șor vine cu declarații. Legea, la propunerea lui Dodon, azi în două lecturi, repede, cu repezală, la care opoziția știe, vine și zice, băi, noi susținem, da, e ok, Dumitru Alaiba spunea că nu e o lege nici bună, nici rea, legea prin care o parte din profitul BNM este redistribuit pentru a stânge din povara miliardului. Dar dați-ne voi să formulăm niște întrebări și pentru a doua lectură să fim mai pregătiți ca să venim cu amendamente. Zina au zis, nu? Trebuie două lecturi chiar acum ca să fim nevoiți să scoatem armele peste căpelașa cu șâmpușcăm. De ce? De unde tătă graba și izgătura asta? Da, lucruri, ce ne trezește nouă destul de multă curiozitate este pripa cu care se fac anumite mișcări. Reapariția lui Ilan Șor, foarte... somptuoasă, într-o sală frumoasă, cu trei ecrane, cu prezentatoarea asta, parcă îl aduce pe Moș Crăciun în sală. Da, și arestarea celor patru oameni care, dacă au fost implicați în această istorie de la bun început, de ce acum... atât de rapid, toate într-o săptămână se întâmplă. Cert este că Igor Dodon mimează niște lucruri. El mimează că vrea să facă ordine. Dodon mimează, asta e trist. Eu așa știam, Dodon e tipul ăla care mimează. Dar cum nu? Noi cu șos mai avem ca continuare la istoria asta. Adică iarăși, eu am avut parteneri și parteneri, dar aici care mimează, nici nu vreau să-mi amintesc. Nu vrei să-mi amintești. Nu e bine să mimezi, nu trebuie. Trebuie să fii sincer și onest, mai ales când vorbești în fața oamenilor. Pentru că oamenii foarte ușor depistează atunci când tu spui minciuni. Sau eu de orgasm vorbeam. Eu vorbesc despre mimare. E orgasm, tu chiar nu înțelegi. E că deși tu minimă să strage și așa niște lucruri interesante. Scuze. Miliard și orgasm, temele discuției de astăzi la emisiunea Internetul Grești, prieteni. Vorbim despre mimare în continuare și despre Igor Dodon, care, datorită acestor apariții săptămânale în vlogul său, ne dă de înțeles că el deja e așa de aproape de oameni, încât poate pur și simplu ca scrie numărul tău. Dar noi deși nu-i scriem noi numărul de telefon? Pe mine m-a blocat, dar nu știu să scriu. Dar pe tine nu te-a blocat, tu poți să scrii. Eu aș putea. Ok, da. Dar el poți suni ziua și tu dormi sau... Eu mă trezesc dacă mă sună. Pentru că Igor Dodon deja și-a făcut obiceiul în ultimele episoade să roage pe spectatorii săi să-i lase un număr de telefon. Da, unde? Și garba, el metropolie. O să-i sune ca să vadă cu ce probleme oamenii se confruntă. Așa a fost acum două săptămâni cu doamna Nina Frunze, o doamnă de 48 de ani care se pare că are o problemă, o dizabilitate din cauza căreia este țintuită la pat. Dar cel mai grav este că doamna respectivă de 48 de ani și cu 3 copii nu are parte de un domiciliu decent, îi curge acoperișul, mai pe scurt condiții precare de viață. Doamna Nina Frunze a scris domnului Dodon numărul său de telefon și domnul Dodon în vlog demonstrativ ne arată cum funcționează asta când președintele e așa de aproape de popor. Hai să ne amintim de acel moment. Alo, doamna Nina Frunze? Da. Bună ziua. Bună ziua. Mi-a spune Dodon Igor, președintele Republicii Moldova. Dumneavoastră mi-ați scris sub o emisiune pe rețele de socializare că vreți să vorbiți cu mine. Eu vă ascult. Domnul Igor, eu sunt invalid din gradul întâi, când sunt la pat, în Cărcior. Eu n-am unde trăi, am văd din casă. Și-aș dori o casă. Dar unde sunteți? Unde, în ce localitate? În Gura Galbenă. Unde? În Gura Galbenă? În Gura Galbenă, da. În Hânceș sau în Cimișlie? Gura Galbenă, Cimișlie. Cimișlie, știu satul. Da. Și, dar aveți ceva rude care au grijă de dumneavoastră? Vă acordă ceva suport, status sau nu? Nu. Eu am un verișor și el șede la mine. Mhm. Doamna Nina, eu am telefonul dumneavoastră, eu o să-i dau indică... Eu ca tare, ascultați, eu ca tare și-am în casa părintească. Dar casa părintească nu-i valabil. Curge când plouă, curge în trânsă.
скомплюю ее жертву тазорли, пипат, пипи, жос, жертву тазорли. Doamna Nina, eu o să vorbesc cu colegii mei și astăzi este ziua de joi. Mâine, poimâine, o să vă contactez și o să apropie cineva din colegi să vedem ce soluții găsim. Bine? Bine, bine, vă mulțumesc foarte frumos. Eu vă spun că eu valide, sunt uită la pată, sunt cărcior. Eu am înțeles. Bine, dumneavoastră sănătate și o să încercăm să vă ajutăm. Mulțumesc. Da. La revedere. La revedere. Aici, atenție, înainte de a sări cu furca la Dodon. El a spus o să încercăm să vă ajutăm, o să vedem ce soluții găsim. Nu a venit cu promisiuni, Nata, nu? El nu a promis. Eu cred că domnul Dodon se inspiră destul de mult de la prietenii săi ruși. Celebra fraza lui Medvedev, денег нет, но вы держитесь. Eu cred că ea aproape că se replichează în această situație, pentru că prietenii lui Igor Dodon de la Ziarul de Gardă au luat legătura cu Nina Frunze și au întrebat-o, doamna Frunze, ce a urmat? Ce a urmat a fost un fel de денег нет, но вы держитесь, pentru că spune doamna Frunze că a fost telefonată de o persoană, de o consilieră a domnului președinte, care i-a spus că nu o poate ajuta cu nimic, motivând că ei oferă un loc de trai doar familiilor cu numeroși copii și că de fapt de doamna Frunze ar trebui să se ocupe proprii ei copii. Mulțumim pentru atenție. Da, uite, eu sincer, eu cunosc puține detalii despre acest caz, atât din ceea ce ne relevă materialul de pe Ziarul de Gardă, din ceea ce am văzut în conversația cu Igor Dodon. Da, tu auzi despre cineva care, uite, că imaginează-ți, președinte de țară are o conversație prima dată cu un om care spune că îi curge acoperișul, are nevoie de o casă. După asta spune, ca să te contacteze, îți spune cineva dacă te poate ajuta sau nu. Uh-huh. E un cosmos atât de mare care trebuie să-l urmărești în ajutor social. Cum un om ajunge în această stare? Cum un om ajunge să fie invalid și nevoit să-i trimeată un telefon lui Dodon? Imaginează, în state îi scrie cuiva lui Trump, no, aici tu lui Trudeau îi dai numărul de telefon. Eu mă îndoiesc că acea consilieră care a sunat-o pe doamna Frunze s-a întrebat, puteți să-mi povestiți un pic cum ați ajuns la această stare de lucruri? Haideți să vedem ce lege în țara asta nu funcționează, astfel încât domnul Dodon să nu mai fie nevoit să vă sune persoane ca dumneavoastră, nu, care ajung în asemenea situații. Greșit. Problemele nu se rezolvă sistemic. Problemele se mimează rezolvarea lor de dragul la ce, domnule Dodon? Pentru că în ultimul episod, cel de ieri, ați procedat la fel. Ați sunat iarăși niște oameni. Situația a fost destul de amuzantă de data asta, pentru că una dintre cei pe care ați sunat v-a spus, nu vă supărați, sunt la lucru amuia, poți vă rog sunați mai târziu. Foarte sincer, care e problema? Și domnul Dodon a spus, ui, femeie, totuși te sună președintele, ia vorbește cu mine două minute și spune de ce m-ai sunat. Și n-ai evitat la urmă să menționezi un 8 martie, să da, aveți fericit. Da, să o felicite. E plin ideea, YouTube-ul, plin Facebook-ul. Ideea părea să fie simpatică, consilierii lucrează, se vede că băieții lucrează, se inspiră, vă recomandă idei, dar nu funcționează, domnule Dodon, sunatul ăsta pe oameni și nerezolvatul problemelor lor. Nu trebuiesc rezolvate problemele oamenilor, trebuiesc rezolvate problemele sistemului. Pentru că dacă ar funcționa sistemul, ar fi mult mai puțini oameni care ar avea nevoie să vă scrie numărul lor de telefon ca să-i umiliți după asta cu apeluri în care să-i întrebați, ia că te sună dita mai președinte, ia îmi spune lui moșu, ce problemă ai tu? Ca după aceea să aflăm din presă că n-ați mai rezolvat niciun fel de probleme, pentru că nu sunteți capabili să le rezolvați așa, dându-le oamenilor locuințe. Oamenii nu trebuie să ajungă în aceste situații. Sistemul ăsta social trebuie să se ocupe de ei atunci când ajung să aibă o dezabilitate și să nu trebuiască să se umilească scriind numerele lor de telefon la domn președinte. La fel, directorii de grădiniță, primarii de sate nu trebuie în video să spună e onoare pentru noi, mare fericire, prima dată când vine un președinte la noi. Mulțumim foarte frumos pentru ajutor, da, mulțumim pentru merindii, pentru mâncării acolo și cadouri și jucării. Nu, asta nu trebuie să existe. Atunci când Igor Dodon ați vină cu o propunere, băieți, eu m-am gândit că am filmat eu suficient video cu din suflet și Galina o leacă e obosită că mă duc numai eu și o reprezint și e suferă, știi, nu-i curg like-urile pe spatele ei. Eu o să fac așa, vreau să propun să instituim un food bank. Noi restaurante, rețele de restaurante avem supermarketuri în Moldova, avem. Hai cumva prin donații de la corporații, companii și donații particulare să instituim un food bank. Așa că până în anul nu știu cât, 100.000 de moldoveni
care n-au suficientă mâncare pe zi, se poate beneficia. Centri comunitare avem unde putem distribui asta? Biserici avem? E ca împreună cu pomelnicul Dodon, ghis și o leacăși din la food bank acolo. Așa încât nu Dodon să vină să dăie, știi? Dar să fie un food bank cu chestii națională, accesibilă, populară, ca după și Dodon nu mai este, acest food bank să mai existe. Să nu fie legat de niciun guvern. La fel cum noi aici remarcăm adesea când se repară un drum sau... Tu vezi o inscripție cu simbolul guvernului, da? Și tu nu vezi numele prim-ministrului. Tu nu-l asociezi cu prim-ministrul. Tu vezi un panou, da, poate uneori în Quebec drumurile se repară foarte prost. Dar tu vezi un panou pe care scrie cât a cheltuit guvernul. Și acest guvern putea să înceapă cheltuiala, da? Drumuri bune. Când a început? Pe timpul Plaha? Plaha nu-i, drumuri bune nu mai există. Dar de ce dacă e un proiect bun? De ce să nu existe? A, e proiect rău? Da, poate dacă proiect rău cineva trebuie să fie pedepsit pentru asta. Înțelegi? Atâtea scheme sunt azi din asta și din cauza, sau datorită, pentru Dodon asta e datorită, datorită unui sistem social slab, există politicieni care beneficiază vo de asta. Oamenii trebuie să fie în sărășie, bătrânii trebuie să fie uitați, părăsâți, flămânzi, ca să existe un Dodon, să-i viziteze, să-i poată să-i bucure și la Accent TV și NTV Moldova, să creeze impact. Vot, gata, eu am terminat, scuze. Ai avut nevoie așa? Da, mă scarchină, zic, eu nu mai pot. Adunat încă de săptămâna trecută, eu nu știu ce să fac. Poate voi îmi dați idei. Eu am adunat vreo 6 video cu Dodon când au plecat în Hâncești, Krasnoarmeiska, Bujor, Nemțeni, ce sat eu mai vizitat acolo. În fiecare sat, cel puțin două colași pe pate. Deci a stat cineva și a făcut colac noaptea, eu a întins colac. Una din gospodinii întinde colac și face umeri așa, buto... Chiar era mai mic decât celelalte colași de pe alte sate, știi? Și ca și cum... Sunt iertați de amă, dar e moale, pe colacul a apăsat. E moale, în schimb, e gustos, am urmărat gust. De ce asta trebuie să se întâmple? De ce oamenii văd în vizita lui Dodon pogorârea manei cerești? Când se poate asta de oprit? Închinatul la un neidol? Noi, uitându-ne la ultimul episod al vlogului, am avut așa o vagă senzație că totuși cineva din echipa de consiliere al domnului Dodon ne urmărește. Și dacă totuși asta este adevăr și nu ne-am luat-o noi prea tare poate serios nu în cap, noi, am spus asta. Noi ne adresăm cu mare rugăminte la acești oameni care îl consultă pe președintele țării. Spune în ce context? Nu, nu, contextul deja nu mai contează. Noi ne adresăm la ei cu o mare rugăminte. Sugerați-i să nu mai sune oamenii. Și sugerați-i să nu mai mimeze pogorârea Domnului pe pământ și a Marelui Salvator. Sugerați-i Domnului Dodon la fiecare problemă care este recomandată să nu se transforme el în eroul Salvator, ci să manifeste calități de manager, care află că există o problemă și încearcă să înțeleagă cum poate să rezolve această problemă, astfel încât toți oamenii care se atingi de această problemă să nu mai aibă de suferit de pe urma ei. Și atunci să se laude cu asemenea rezultate. Știți, doamna Nina Frunze ne-a spus că nu are unde locui, că are o dizabilitate, că e țintuită la pat și nu are cine să o întrețină. Ia haideți să vedem, oameni buni, ce se întâmplă în sistemul ăsta social din Moldova? De ce el este atât de prietenos și atât de negândit și pentru oameni. Și ce o să celebreze Accent TV și NTV atunci? Igor Dodon a început să se întrebe ce se întâmplă în sistem social? Da. Nu, Igor Dodon a venit cu soluție. Услышаны были вопросы, ответы на все. Смотрите сюда, из глаза в глаз, из Додона в Додон. Acolo e gata, e soluția, e deja e prezentă. Dar eu totuși aș vrea să cred că... Și câte postări ar face Dodon atunci pe zi dacă el n-ar face caritatea asta? Nu, poate să facă finanțată exact, din surse obscure. El poate să facă exact atâtea postări cât vrea el și cât a făcut, numai că aceste postări să fie despre faptul. Există un centru comunitar? Fiind marcat de discuția cu doamna Nina Frunze, am convocat ministrul XYZ, dacă tot sunt președinte și trebuie să mă bag peste tot, am discutat și le-am spus această istorie și am întrebat de ce la noi în sistemul nostru social nu merge asta. Iată cu ce... Ce-am aflat. Sau următoarea săptămână voi afla... Da, sau următoarea întrebare. Iată ce a urmat. Iată ce a făcut Cutărescu. Iată ce schimbare în lege s-a întâmplat de aici încolo, nu doar Nina Frunze, ci toți oamenii cu dizabilități din țară vor beneficia de X, Y, Z. Astea sunt soluțiile pe care oamenii cu adevărat le caută și le așteaptă. Nu trebuie să umiliți oamenii sunându-i și întrebându-i cu ce pot să vă ajute președintele? Ca după aceea să aflăm din presă că de fapt președintele nu-i ajut cu nimic. Președintele pur și simplu tâmpește, își face o campanie electorală. Nata.
Bagătinata la prezidențiale. E ușor de criticat de aici la cald, la minus 7. Nu, dar eu cred că în momentul în care tu visezi să fii președinte, atât de tare mergi spre asta, an de an, an de an, an de an, înseamnă că tu, dincolo de visul tău de a fi președinte, simți în tine și capacități. Eu în mine nu simt aceste capacități. Eu nu cred că eu ar trebui să mă bag acolo unde n-aș fi capabil să fac treaba. Fixezi conflictul socratic din Republica lui Plato. Filozoful nu vrea să fie rege, regele nu vrea să fie filozof. Nu, eu am capacitățile mele pe un anumit segment. Asta se numește expertiză. Eu cred că eu acolo pot să fiu foarte bună. Și acolo unde eu sunt, eu încerc la maxim să manifest dacă asta. Dacă te sună Chicu la vară și te invită la o discuție, așa cum Trump invita să pedeal de Elon Musk și alții, da, să-i dăruiești din expertiza ta. Ai face parte dintr-un consiliu de sfetnici a prim-ministrului Chicu. Sfetnici nu. Sfetnici nu, dar dacă mi-ar solicita... Nu trebuie să faci parte dintr-un birou permanent. Vii da, și... cu siguranță, dar de ce nu? Dacă e vorba de a lucra pentru țară, a face ceva pentru țară, nu s-a adresat nimeni până acum pentru asta. Nu, și pe urmă trebuie să te duci să te controlezi la glande după întâlnirile astea. Ție-ți trebuie asta? Nu, eu nu știu dacă... apropo, tu m-ai pus pe mine acum așa într-o situație să mă gândesc, pentru că Ion Ceban acum face exact același lucru. Încearcă să convoace mai mult lume care are o expertiză, da, în anumit domeniu, să contribuie pentru oraș. Încearcă să se spele de Partidul Socialiștilor. Încă nu-i reușește. Sincer, eu aș vrea să contribui pentru orașul Chișinău. Mie îmi pasă de orașul meu, mie îmi este tot una, că acolo este Ion acum, pe urmă să fie altul, pe urmă altul, orașul propriu-zis, ce se întâmplă cu el, că Ion acolo, că-i Dorin, chiar toacă niciodată nu și-a pus întrebarea, dar toți oamenii ăștia care protestează împotriva demolării monumentelor istorice, împotriva gheretelor, ei cu ce pot contribui ca noi să schimbăm ceva? Nu, dimpotrivă, noi din start am fost văzuți ca niște dușmani care nu susținem primarul. De data aceasta se întâmplă ceva, niște mișcări, ele încă sunt foarte slabe și foarte vagi. Hai să vedem la ce o să ajung asta, pentru că eu vreau să contribui, bineînțeles că vreau. Dacă pot, am ce oferi, da, aș vrea să contribui. Hai să contribuim la o felicitare comună pentru doamna artistă Natalia Gordienko, cea care s-a ales cu titlul de învingătoare în concursul Eurovision Moldova. Natalia Gordienko ne va reprezenta în Olanda? Acolo se întâmplă? La Rotterdam, da. La Rotterdam se întâmplă... Nu s-a trecut fără scandal Eurovisionul nici în acest an, nu s-a trecut, numai că de data aceasta s-au întâmplat niște lucruri pe care a meritat să le punem în discuție astăzi. Da, nu e vorba de mari probleme ale țării, dar este vorba despre o breaslă, prieteni. O breaslă care se numește breasla artiștilor, breasla culturală a țării noastre, care și ea este necesară, așa cum omul are nevoie să mănânce în fiecare zi, el are nevoie și de porția lui de cultură, de artă, de oameni care să-l inspire, de oameni talentați care... Și destul de des acest breaslenici sunt foarte bine conectați cu domeniul politic despre care noi am vorbit mai devreme. Sau mai bine zis, folosiți! În cazul Nataliei Gordienko, noi deja am atins-o așa finuț în una dintre emisiunile noastre anterioare, când aceasta apela la empatia oamenilor, arătându-și palma roasă și plină de răni, lucrând la pregătirile clipului său pentru melodia cu care va merge la Eurovision. Și atunci noi am discutat despre implicarea acesteia în promovarea votului mixt și despre cum votul mixt devenise pe urmă uninominal. Mai pe scurt, despre cum mâna zgâriată și patriotismul a apărut acum, înainte de Eurovision, dar numai devreme. Anyway, concursul ăsta propriu-zis nu s-a trecut fără scandal, dar înainte de a ajunge la scandal, o să vorbim un pic și despre melodie propriu-zisă. În niciun caz nu ne vom băga să ne dăm cu părerea de mare expert că e bună melodia sau de e proastă. Eu scântăreț, eu părerea mea din start, pentru că eu am făcut radio mulți ani și după această experiență pot să vă zic foarte ușor reușesc să depistez dacă o melodie seamănă cu alta. Eu când am auzit pentru prima dată melodia Nataliei Gordienko, din start am mers și am găsit Iho de la Luna și zic, băi, uite și de tare seamănă, cum e posibil așa ceva? Ea doar e artistă, ea cunoaște muzica, ea este la curent, nu e posibil să ți se propună un cântec de Dita mai Filip Kirkorov, acel la care tu visezi de 14 ani, că ea asta povestește, că ăsta a fost marele ei vis. 14 ani i-a mers spre această colaborare cu Filip Kirkorov, ca într-un final să participe cu o melodie care, hai să spunem așa modest, este un pur și simplu un plagiat. Tu ai spus că nu-ți dai părere apropo de asta, dar am unul să dai părere. Este un plagiat. Bun. Dar iarăși, Andrei,
Noi nu putem, din păcate, să dăm sunet ca să ne blocheze YouTube-ul. YouTube-ul să ne blocheze, dar ce vreau să vă zic este că eu personal cred că foarte puține lucruri au mai rămas neinventate. În general, omenirea se mișcă pe un soi de spirală la capitolul ăsta. Ce a fost inventat se reinventează o leacă, să schimbă cu locul acolo, ceva, niște nuanțe, niște culori. Eu și... uneori spun un lucru, peste câteva săptămâni Andrean Candul repetă, zic, stai o leacă. Păi iată, la capitolul plagiat, într-adevăr, părerea mea este că dacă ăsta este un plagiat, în primul rând, artiștii care sunt autorii melodiei originale trebuie să se autosesizeze și să bată alarma. Dacă ei nu sunt împotrivă ca melodia lor să fie plagiată și reprezentată ca ceva original la Eurovision, asta este. Eu cel puțin văd acolo o bună o porție de plagiat. În fine, să zicem că e Kirkorov, că e Marele Vis. Natalia Gordienko a beneficiat de acest sprijin mediatic, puternic. Hai să vedem acel video în care noi savurăm cu o doză deloc ascunsă de ironie. Cum Natalia Gordienko din Moldova este susținută de Olea Buzova, influencera, artista din Rusia, care nici măcar nu știe pe cine susține, de aia îi spune: "Поздравляем". Da, hai să nu spun. Da, bun, hai spune, hai pune. Dar pregătiți-vă că asta se vede și răsună într-un fel în care trebuie o leacă mai departișor de ecran, așa. O leacă mai departișor. 3, 2, 1, atenție, apare Киркоров și Бузова. Дорогая Наташа, Наташа, посмотри, какая теперь группа поддержки. Будь счастлива, побеждаем. Побеждайте. 29 февраля, финал Молдова. Участвует наша песня, которую мы написали. Наша песня, наша песня. Она наша песня написает Молдову. Наташа будет петь. Наташа, мы за тебя. Наташа, мы любим Наташу всех. Мы любим Молдову. Это наша песня. Наша песня, да. Зрентин написала, группа поддержки. Мы все поедем поддерживать Молдову. Андрей Малахов, да? Да, 12 баллов «Голос Молдова». «Голос Молдова» from Russia. Мы с тобой, Наташа. Наташа, мы любим Наташу, мы любим Молдову, Молдова любит Наташу, Наташа любит Молдову, Молдова наташит мол, любовь, любовь наташит молташу, и ташит баташит Бузова, эй, мы все тут что говорим, все сгомот. De ce stii Mândreșcu în asemenea mesaj? Nu, nu, probabil, stai, probabil, e ok. Măcar Kirkorov, măcar Kirkorov. Dar este cineva dintre voi care în acest video a văzut momentul în care această Olea Buzova face o declarație de iubire și de admirație pentru Natalia Gordienko? Мы любим Наташу. Я уже сказал, мы любим Наташу, мы любим Наташ. Мы любим всех Наташ. А я уже знаю всех? Да, я... Я расскажу, что я не знаю. Я уже мы любим Андрей Болокаш. Este cineva dintre voi care, văzând acest video, să rămână cu impresia că Olea Buzova i-a făcut o declarație de iubire Natalii Gordienko? Pentru că eu am avut senzația că Olea Buzova nici nu știe despre cine este vorba. Însă, drept urmare a apariției acestui video, apare articol, unde credeți? Комсомольская правда, care înainte de Eurovision lansează așa un articol simpatic în care ne anunță că senzația, понимаете, это сенсация. Ольга Бузова призналась в любви молдавской певице Наташи Гордиенко. Uite, că sunt o poză, как признается. Да, noi am observat cum Наталья Гордиенко о mai distribuit după asta o serie de articole de pe Комсомольская правда, care vorbează despre scandalul la care vrem să le referim astăzi. E tare curios că Наталья Гордиенко are încredere în Комсомольская правда, drept o publicație cu informație pentru oameni mai mari sau mai maturi de 3 ani jumate. Probabil ar trebui cineva să-i spună despre cât gunoi mediatic răspândește această redacție, dar poate are și prieteni pe acolo, știi? Eu nu mai știu și sfeziuri are ea prin mass media moldovenească. Are vreo două posturi radio? Da. Care... Da. Anyway, nu ne băgăm atât de adânc. Să zicem că în febra bucuriei a fost aleasă câștigătoare. Ok, hai să-i spunem un felicitări, trebuie să respecti instituția concursului, înțelegi? Cu toate că eu i-am spus, Nati, eu vreau să fiu un soi de... E că nu știu, noi suntem acum câteva sute, 2000 de oameni, sute la acest live. Eu, împreună cu voi, poate voi sunteți la curent și ați citit despre ce se întâmplă în lumea Eurovisionului, dar eu vreau să fiu tabula rasa, e că prima dată aud informații. Vreau să văd, e pentru mine sau nu informații despre acest concurs? Dar eu dacă sau fi... nu să existe acest concurs în Moldova? Eu dacă aș fi un artist care mă respect și care pun valoare pe mine și pe tot ce e pe munca mea,
Eu niciodată în viață n-aș distribui un articol de pe Комсомольская правда care spune o minciună, pentru că nu a existat acolo în acel video o asemenea declarație senzațională de iubire. Personal, mie mi se întâmplă deseori să fac o postare și vreo două, trei site-uri de știri din Moldova din această postare să facă știre, ceea ce mi se pare pur și simplu grețos. Grețos de bun. Noi am ajuns în timpurile în care e suficient să te scriem trei fraze pe Facebook și site-urile să facă din asta știri. Și ei mi-i trimit link-ul cu gândul că eu, dacă am să văd acest link, brusc am să iau și am să-i dau share ca oamenii din comunitatea mea să-și piardă timpul ca să intre pe site-ul ăla și să vadă un pârț de știre făcut dintr-o postare de-a mea despre nimic. Nu uite, Stepsen. Eu n-aș face asta niciodată. Dacă CNN ar face o postare. Despre ce? Despre postarea mea? Da. Că eu... The Natalia Elwood has publicized the picture. Nu pot să faci știre din postare. Știrea trebuie să aibă o istorie. Trebuie să aibă surse. Trebuie să aibă un sens. Nu e că tu spui, de exemplu, pe 8 martie tu spui... My husband Andre, a very sexy tiger, is a discovery for me. Niciodată n-am știut că un bărbat poate fi atât de plăcut. Stai, n-am terminat postarea. Da, dar nu înțeleg, deși despre tine trebuie să vorbim pe 8 martie. Păi tu ascultă că e 8 martie și femei și asta, răzua. Așa. Și tu spui și ia stai, ce e asta postarea? 62 de like-uri Andrei Balcan? Stai o leacă? Ce, o femeie a descoperit dragoste pentru bărbat de 8 martie? Descoperire! La rubrica Discovery punem femeia a descoperit dragoste pentru bărbat de 8 martie. Rubrica Discovery punem un tigru. Da. N-aș face asta niciodată, pentru că pe mine nu m-ar onora. Și eu nu cred că o artistă care se respectă trebuie să distribuie asemenea știri despre ea, mai ales că ele vin de pe site-uri care fac propagandă, vin de pe site-uri care manipulează cu oamenii și vin de pe site-uri care spun minciuni. Asemenea site-uri nu-ți fac față, evită-le, aruncă-le la o parte. Natalia Gurdien cu cântă minciuni în cânie, zici prizon, ce prizon, au fost dat în închisoare. Dar eu, apropo, aș vrea să văd un semn bun în acest prizon, având-l în vedere pe Filip Kirkorov, Igor Dodon și așa mai departe. Însă, s-a întâmplat concursul, s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Pașa Parfeni pe locul 2, Natalia Gordienco pe locul 1, pe locul 3 s-a clasat Catrina Sandu, care se pare că a fost așa un fel de gură de aer proaspăt în tot concursul ăsta. Pe mine personal m-a întristat foarte mult conținutul de la Eurovision. Urmăresc Eurovisionul din anul în care el de fapt s-a întâmplat prima dată în Moldova. Am fost în juriu. Eu am fost în juriu la Eurovision. Când? La prima ediție? La una dintre primele ediții. Eu am fost în... Stai, tu ai fost în echipa lui Pavel Turcu, Blamate. Nu, Pavel Turcu, asta a fost... Se 2010. Asta a fost fanul nostru cu Viorel Mardare. Primul Eurovision era în 2005 cu bunica. Eu am fost acolo unde își făcea apariția trupa Incuadro. Incuadro? Care ulterior atunci Eurovision era mai din Clapalat Național sau era un... La Radio Național. Okay. În fine, nu-i despre asta vorba. Vorba este că eu urmăresc acest concurs fără niciun fel de curiozitate deja, pentru că el este foarte dezamăgitor. El este un fel de oglindă a tot ceea ce se întâmplă în breasla noastră de artiști, care, din păcate, în lipsa unei piețe normale, sănătoase, care să le solicite, să se manifeste, să creeze, să nască frumusețe. Artiștii noștri, din păcate, sunt condamnați să supraviețuiască din nunți cu mătrii, unde tot talentul lor și toată creativitatea lor nu este atât de solicitată. Acolo oamenii la beții vor să danseze la nunți cu mătrii. Și atunci noi nu avem parte de adevărat... artă rafinată, nu știu, lucruri inedite. Noi nu avem parte de inovații, noi nu avem o breaslă de compozitori sănătoasă, pentru că totul vine de acolo. Muzica se naște în primul rând în capul compozitorului. Și noi am văzut la acest Eurovision că noi stăm tare prost la acest capitol. În fine, Natalia Gordienco a câștigat. Hai să ajungem la... Tu ai spus că subiectul e interesant pentru că există un scandal. În ce constă scandalul? Și așa s-a întâmplat că acest concurs Eurovision, în timp ce se desfășura la televiziunea națională, în paralel era comentat de trei producători într-un live pe Facebook. Cine erau acei trei producători? Era Sergei Orlov, fostul producător al Olei Tira, care acum se ocupă de Lidia Isaac. Lidia Isaac, da. Exact. Era Artur Suhih, care este și el un producător, organizează concerte cu diverse vedete mari pe care le aduce din străinătate, și era Igor Dânga, producătorul formației Zdob și Zdub. Ăștia trei
Au golit vreo două sticle, poate mai multe, de vin. S-au aghezmuit destul de bine și în timpul Eurovisionului au comentat la greu tot ce se întâmplă în scenă. Video integral cu... Eu chiar le dau lor dreptate că la Eurovision, fără o leacă de vin, n-ai cum să te uiți așa, cum, cu inima în păcat. Noi, din cauza fuselor rare, aici era prea devreme ca noi să ne permitem acest lux. Nu, eu m-am uitat. Da, dar nu, fără vin. Fără vin. Fără păi vin, iată, exact. Vreau să vă zic că Natalia Gordienko, după concurs, a apărut cu un video în spațiul virtual în care vorbește despre câtă ură a primit aceasta la adresa sa. Ну, сара, салтак, дорогие друзья, за последние дни после выигрыша моего национального отбора Евровидения на меня было вылито огромное количество негатива в интернете. Честно, мне очень больно, неприятно. Думала промолчать, но понимаю, что все-таки нужно ответить. И в acest видео Наталья Гордиенко răspunde așa pe puncte la toate chestiile pe care le-a primit urâte, dureroase, umilitoare la adresa sa, referindu-se și la această transmisiune video. Care i-a durat mult, dar a fost ștearsă. Noi n-am putut nu, să... Nu, a fost ștearsă după apariția acestui video al Nataliei Gordienko. Și după apariția titlurilor de știri și mai departe. Din păcate nu veți putea savura acest live, dar din fericire momentul pe care o vizează pe ea se regăsește în videoul Nataliei Gordienko. Trebuie de chemat copiii mai aproape de ecran? Da. Еще дальше пошли представители нашей культуры. Артур Сухих, Сергей Орлов и Игорь Дымда. Если честно, я когда увидела публичный лайк, то я просто офигела, потому что, честно, я не ожидала такого, такой грязи, такой желчи, и при том от взрослых, серьезных, так сказать, компетентных людей в сфере культуры. Бля, тихо, бля, Игорь, меня выгнали нахуй, меня выгнали, здесь реально, бля. Еба твись, иди, слетай. Acest moment прочищает дымоход. У мужчин. Слушайте. А у женщин тоже. Честно, когда я услышала комментарии Игоря Дымги, которая всегда уважала, замечательно к нему относилась, про, извините, сосание, дымоход и так далее, честно, я даже не знала, я потеряла дар речи, если честно, я даже не знала, как это прокомментировать. E greu de comentat subiecte precum Sasania și Dumahot, care țin de gospodărie. Nici eu nu mă pricep, dar sunt prieteni care se pricep în construcție, inginerie și pot să... Probabil, poate descris la niște specialiști la primărie. Що такое Sasania, що такое Dumahot и как это помогает на Евровидение? Apropo, pentru spectatorii noștri din România, pentru că avem și din ăștia care uneori ne scriu și se supără că lăsăm netraduse anumite momente, le spunem că este un moment în care trei bărbați beți, oameni de artă, comentează prestația unei artiste și comentează această prestație prin prisma unor aluzii făcute la faptul că aceasta a făcut sex oral. Stai, Dimahod? Nu, Sasania. Sasania, dar Dimahod atunci... Andrei, eu nu știu ce a avut în vedere Igor Dânga aghezmuit. Asta e o întrebare care să rămână fără răspuns. Că a făcut sex oral ca să câștigi concursul. Și noi eram tare curioși să vedem ce o să urmeze. Când? În primul rând, cui? Cum? Nu înțeleg. Ce? A făcut în timpul, în loc să cânte, a făcut sex oral? Mai, nu, eu cred că băieții okay, erau înțeles. Atât de încălziți cât de, și vine unui om aghezmuit în cap atunci când el poate nu-i de acord cu ceva. El începe să facă tot felul de aluzii din astea. Plus, eu nu știu dacă l-am mai văzut pe Igor Dânga live vreodată într-un Facebook, într-o transmisiune. Probabil el în nu general, acest că... live este o bijuterie și e foarte mare păcat că după apariția acestui video, live-ul a fost șters. De fapt, este bine că el a fost șters. Dar că... nu e păcat pentru că Igor Dânga după asta a venit cu un mesaj în care își cere scuze. Spre surprinderea și... noastră, Igor Dânga nu a luat apă în gură și a venit cu o reacție. Reamintim, Igor Dânga este un artist valoros pentru Moldova, este fondatorul trupei Cuibul și este producătorul formației Zdob și Zdub. С первых слов я хочу извиниться перед Наташей Гордиенко за мои выражения. Было выпито достаточно хорошего вина, ну и после объявления результатов конкурса моя реакция была очень неприличной. Я не такой, Наташа. Я не такой. Поэтому прости меня, если можешь.
O fie asta un happy end, putem să ne bucurăm că s-au împăcat spiritele, n-avem încă o reacție la reacția reacției, ca să înțelegem ce crede Natalia Gordienko despre asta. Natalia Gordienko nu a dat share la acest video, poate dacă Consamulskaya Pravda scrie despre asta, Natalia Gordienko ar putea da share. Uite, asemenea conflict se întâmplă pentru un concurs care pentru unii pare neimportant, dar dacă se nasc asemenea strasturi, poate într-adevăr este important. La sărăcia de evenimente, producători, artiști, scene pe care se desfășoară talentul, poate Eurovision într-adevăr trebuie cinstit și numit acel concurs anual în care, ok, hai să-i vedem amândoi și sunt stare. Nu? Părerea mea este că Natalia Gordienko a procedat foarte corect în situația asta și în loc să-și lingă rănile supărate pe oamenii care n-au sprijinit-o, în special pe colegi de breaslă, ea a ieșit destul de curajos și puternic la rampă și a vorbit despre toate mârlăniile astea, pentru că astea sunt mârlănii și aceste mârlănii trebuiesc taxate. Taxați trebuiesc toți cei care își permit să facă aluzii din astea umilitoare la adresa unei femei, doar pentru că tu nu ești de acord cu ceea ce face ea, să faci aluzia că e prostituată, că a făcut sex oral și așa mai departe. Ok, deci, da, să zicem că scoatem insultele din ecuație. Ce facem cu multitudine de păreri care asociază foarte ușor, vizibil, evident, păi stai, tu, Kirkorov, Gordienko, votul mixt, Dodon? Ce facem cu această ecuație? La rând. Natalia Gordienko a procedat corect, că a dat riposta, prin asta cumva... Nu știu, cel puțin eu am avut așa un feeling de bucurie că au luat această atitudine. M-am bucurat să văd că Igor Dânga este un intelectual care realizează că a greșit și nu este jenă să iasă public să-și ceară iertare. Eu îmi menționez reacția ta pe care ai avut-o tu când noi am văzut asta. Andrei spune, cum ai spus tu? No, bun... Nu știu dacă sunt gata să formulez asta în cuvinte, dar eu tind să cred că un vorbitor, un rusolingv, un rusofon, un rusofil din Republica Moldova mult mai degrabă și mult mai repede ar proceda așa și ar cere scuze public decât un românofil, românofon, da, din Moldova. Nu acum știu începeți, dacă aruncați, sau... începeți să aruncați în aruncat, noi cu ce vreți voi, spunând că noi generalizăm sau că nu știu ce. Nu, asta este o generalizare. Asta este o generalizare. Bazată pe niște stereotipuri, copchilării, amintiri de copii. Eu am prietenit tare mult cu vorbitori de rusă, vorbitori de limba română. Am mai menționat asta aici la ecuație. Rușii spuneau moldoveni băchi, moldovenii spuneau rușii porși. Și drept, adesea, într-o discuție cu rușii, găseai o leacă mai multă, cum zic, discernământ. Ei recurgeau la o leacă mai multă înțelepciune, la un moment dat, în timpul certurilor, în timpul scandalului, așa că în cazul dat, știi, îl vedeai pe Igor Dânga, zici, băi, iau ce faină formula. Nu știu dacă, în general, și are loc această concluzie. Nu e doar o chestie loc. Super personală. E foarte, foarte subiectivă și la fel de subiectiv puteți să continuați și voi discuția în casele voastre, amintindu-vă de toate situațiile în care ați văzut când oamenii greșesc și uite, chiar reieșind de la naționalitatea lor, ce reacție au avut oamenii care greșesc? Ajung ei să-și ceară iertare? De care oameni mult mai ușor își cer iertare? Da, Natalia Gordienko și-a cerut iertare pentru că au cântat pentru PDM și au apărat votul mixt. Da, dar eu nu cred că aici e cazul uite, să vorbești. Putem să suprapunem cu Adriana Ochișanu, da, care nu, a recunoscut în interviu la Dorin Galben că, băi, eram niște oi, am fost dusă din nas și mai departe, iertați niciodată, n-ați mai fac așa ceva. Pe Gordienko n-am auzit-o făcând asta. Am auzit-o și am văzut-o cu mâna zgâriată vorbind despre patriotism. E, cu siguranță melodia Nataliei Gordienko poate fi în continuare discutată, mai ales de oameni care la asta se pricep. Acești trei oameni în acel live se pricep la asta. Ei aveau tot dreptul să discute pe tema melodiei, fără ca să facă aluzii la sex oral, dâmahoade și așa mai departe. Natalia Gordienko a dat riposta, Igor Dânga și-a cerut scuze. Ce va urma mai departe este că Natalia Gordienko va reprezenta țara noastră la Eurovision. Ne place nouă melodia asta sau nu, dar ea are un gram bun de plagiat în ea. Păcat că Natalia nu vrea deloc subiectul să-l atingă, pentru că în acest video ea nu a vorbit absolut deloc despre plagiat. Și da, eu știu sigur, dar sigur, că la posibilitățile ei financiare, ea va, și la cât de harnică este, pentru că ea este un om foarte muncitor, ea va încerca să aibă o prezență onorabilă acolo, pentru ca să nu...
Deja, e prea controversată situația ca să nu te pregătești pentru această apariție. Iau-ți depună foarte mult efort și acolo, într-adevăr, e nevoie de mari resurse financiare ca să ai o prezență decentă. Nu știu câți dintre participanți și-au fi putut permite acest lux. Natalia Gordienco și-l poate permite, așa că haideți să ne bucurăm pentru faptul că Moldova, fără că se cheltuie prea mult, o să aibă o artistă care, practic, din resursele sale proprii, sponsori, soți, iubiți, nu știu, politicieni, va... reprezenta țara noastră și va încerca să o facă destul de onorabil. Urmăriți internetul grește, prieteni, Nata Albo și Andrei Bolocan, noi ne numim, dar cumva întâmplător acum ați pornit internetul, ați conectat modemul și de pe Mirc ați sărit direct la noi. Să știți că noi discutăm evenimentele notorii, semnificative, zgomotoase, care au răsunat în ultima săptămână aici, în direct, pe Facebook. Putem după asta să ne revedem pe TVO, putem să ne revedem pe YouTube, bineînțeles. O mare rugăminte pentru cei care abia acum ne urmăresc, un lucru absolut legal, ieftin și ușor de înfăptuit, e să apăsați pe butonul like. Zvâcni ești în noi o sămânță a fericirii de fiecare dată când voi apăsați pe un like, ne vede mai multă lume și astfel suntem urmăriți poate și de cei din casa lui Bogdan Țărdea. Ori noi știm că cu Bogdana Țărdea всегда все дома. Hai să discutăm despre fapte bune, așa cum am promis. Da, eu vreau să vă reamintesc că cei dintre voi care simțiți nevoia să faceți o schimbare bună acasă, fie că vă aflați în Moldova sau vă aflați departe de țară, aveți... Stai, mie îmi scrie că a dispărut semnalul. De ce? Este? Scuzați, prieteni, nu știu dacă voi ne prindeți pe noi live, dar ne-a zis că a dispărut semnalul. Este semnal? Mm-hmm. Aici este, vezi, deja a apărut. Mm-hmm. Dacă a dispărut, dați de știre. Dacă n-a dispărut, ecranul mi-a spus reconectează-te la live, Andriuha. Asta mi-a zis Facebook-ul. Este, da? Ok, este live. Bun. Bajus, ne-a scris Facebook-ul. Reconectează-te, Andriuha. Ok. Nata, confirm. Mergem, da, mergem. Revenim. Vrem să vă spunem că cei de la Fapte Bune ne-au anunțat săptămâna asta cine sunt câștigătorii unei noi runde de granturi de 50.000 de lei care vor fi oferite nerambursabil celor care au aplicat cu proiecte comunitare benefice pentru satele lor, localitățile lor, proiecte de care oamenii pot să se bucure gratuit. Dacă eu n-am aplicat și n-am câștigat. Dar poți să aplici, știi? Mai este încă... Da. Nu, pentru că acest concurs este continuu. Tu te duci pe Fapte Bune, vezi acolo. Eu sunt ocupat, eu comunic cu Chico, cu consilierii lui, eu n-am când. Eu am venit cu o propunere. Poate cineva poate să formuleze asta mai frumos decât mine. Teren de joacă pentru adulți. Vă rog frumos, haideți să facem primul, place ideea ta. Primul teren de joacă pentru adulți. Hai deocamdată să arătăm cine au câștigat în ultima rundă. Mie îmi place că deja terenurile de joacă pentru copii nu sunt atât de frecvente. Ia spune, ce avem acolo, da? Prima campanie este inițierea campaniei de sterilizare a maidanezilor, utilizarea energiei regenerabile în grădinița de copii numărul 2 Albinuța, foarte frumos. Așa, și colectarea deșeurilor menajere. Uitați-vă cât de minunat este faptul că de la 10 de aplicații care vroiau să construiască terenuri de joacă pentru copii, noi ajungem să vorbim despre maidanezi, despre energie regenerabilă, despre care era al treilea? Care era al treilea? Colectarea deșeurilor menajere, despre lucruri care sunt foarte, foarte necesare. Și terenurile de joacă sunt necesare, dar trebuie de rezolvat niște chestii mult mai... Trei câștigători în fiecare ediție? În fiecare rundă sunt trei câștigători, trei proiecte pe care le submit oamenii de rând și se asigură cu sprijinul comunității. Acum este o nouă rundă. Puteți să aplicați. Ea va dura până pe data de 25 martie, iar la 1 aprilie va începe votingul. După ce ați aplicat, asigurați-vă cu susținerea comunității voastre, rugați-i pe toți să voteze pentru proiect și cei de la Fapte Bune vă vor oferi 50.000 de lei nerambursabil pentru proiectele voastre. Dar cum fiecare ediție sunt câștigători 3 proiecte, dar 8 la 3 nu sunt parte? Nu, până acum au fost 8 proiecte. În total, de când a pornit toată chestia asta. Eu credeam că per ediție... Nu, per ediție sunt 3 proiecte. Păi și cum? Știi de ce? Pentru că prima ediție a fost un singur proiect. 7 la 3 tot nu se după parte. După care a fost încă una singur și după aia au început să finanțeze câte 3 deja. 8 e cifra care place lui Dodon. Da, așa că îndrăzniți, prieteni, nu trebuie să faceți nimic, nu trebuie să luați niciun credit. Mă acuză lumea de faptul că noi promovăm ca oamenii să iei credit. Nu trebuie să luați niciun credit, nu trebuie să vă îndatorați la nimeni cu nimic.
Important este să aveți o idee bună. O idee bună care să aducă o schimbare, de care să se bucure o comunitate gratuit. Mergeți, submiteți proiectul și mobilizați comunitatea să voteze. Mult succes! Tradițional vă rugăm să ne trimiteți mesaje video la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Permanent uit băcata asta, Ecto. Ecto, este. Da, asta e adresa la care ne trimiteți mesaje săptămânal. Astăzi Tatiana din Chișinău ne-a trimis o întrebare, care de fapt sunt două întrebări. Una e personală, alta ține de administrație locală. Nu știu dacă noi avem toate competențele, da, hai împreună cu noi să ascultăm ce ne întreabă Tatiana și să vedem dacă suntem în stare să răspundem la aceste întrebări. Salut, Andrei, Nata, Tatiana mă numesc și vă salut din Chișinău. Eu am două întrebări pentru voi. Una este legată de transportul public din Chișinău și aș vrea să vă întreb dacă ați fi la conducerea capitalei, cum ați rezolva voi problema maxi-taxiurilor? Ați fi de acord să le păstrați sau ați dori să le scoateți, sub ce condiții ați continua să lucrați cu ei. Și a doua întrebare, sunt curioasă cum v-ați descrie copiii printr-un singur cuvânt. Ai voștri, bineînțeles. Deci 4 copii, 4 cuvinte pentru fiecare copil. Prin ce cuvânt i-ați caracteriza? Vă mulțumesc! Pa! Tatiana, noi ți-ți mulțumim pentru aceste întrebări. Așadar, soluția transportului public. Eu țin să numer cu Max Taxi. Din 2012 am acest deziderat, de vreo 2 ori l-am încălcat. Odată cu maică am mers când avem cum să ieșim din Schinoasa. Acum nu mai este ruta aia care să meargă în Schinoasa. Îl auzim pe Ceban care propune autobuze, știind că suburbiile Chișinăului mai ales are niște străduți atât de înguste unde autobuzele mari precis nu o să intre. Eu mă gândesc la o soluție pe care am văzut-o în Turcia. Am lucrat acolo ghid turistic în Antalya și am văzut așa numitele dolmuș, care nu sunt nici maxi-taxi, nu sunt nici autobuze, dar sunt destul de confortabile și până acum stau și mă întreb, în acele 3-4 luni cât am fost, niciodată n-am văzut ele să fie, n-am văzut în bulzală la aceste dolmușuri, fie că ei au o cantitate necesară de aceste dolmușuri acolo în Turcia, încât știi... Așa arată un dolmuș? Da, bun, depinde de localități, vezi? Uite, aici scrie ruta, oamenii stau majoritatea așezați, nu știu, astea colorate nu le-am văzut. Astea sunt un fel de autobuse foarte mici. Da, dar nu sprinterurile astea care le cunosc moldovenii. Uite, sunt confortabile, sunt înalte, știi? Și toată lumea stătea așezată, nimeni nu se înghesuia. Nu, eu uneori am mers în picioare în ele, dar nu era înghesuială. Și sunt securi. Plătea imediat la intrare la șofer și trecea mai departe cum se face în autobuz. Sunt securitare, curățele. Centură de siguranță, îți spunea acolo? Nu, dacă stai în picioare nu spui centură de siguranță. Nu, dacă stai în picioare, dacă stai așezat. Nu, dar nu se pune centură de siguranță. Nici copiii la autobuzele școlare nu-și pun centură de siguranță mare. Uite, întrebarea mea e dacă nu cumva turcii, poate cineva din cei care ne urmează de prin Turcia sau poate ați călătorit mai mult și cunoașteți, nu cumva turcii au niște reguli o leacă mai stricte, mai dure și mai respectate în ceea ce ține din bulzala. Că noi auzim tare de azi, de mulți ani, șoferii de maxi-taxi au fost opriți de poliție în această dimineață că n-au respectat regulamentul. Era în bulzeală, acolo număra banii în timp ce trebuia să conduc. Că de ani de zile îți vorbești despre problema asta, știi? Și niciodată nu-ți găsești un capăt de rezolvare, de o tăiere a acestui ombilic. Asta e soluția mea. Și mai multe autobuze, acolo unde străzi largi și îți permite. Eu categoric sunt pentru eliminarea maxi-taxiurilor din Chișinău, în special a companiilor irresponsabile care pun pe rută mijloace de transport foarte vechi, care sunt pur și simplu periculoase pentru viața omului. Totodată sunt inclusiv pentru ca cei care conduc cu aceste maxi-taxiuri să rămână pe rute, pentru că mulți dintre șoferi, mulți, nu vreau să generalizez, sunt pur și simplu niște avari, niște oameni cărora nu le pasă de pasagerii pe care îi transportă și eu aș vrea lucrul ăsta să se schimbe. O lege mai dură i-ar fi ajutat? Însă, la ora actuală, la situația care s-a creat în Chișinău, când companiile de microbuse și-au suspendat anumite rute, iar orașul nu este gata să le suplinească cu alte mijloace de transport, mai ales că inițiativa domnului Ceban este sabotată deocamdată cu cele 100 de autobuse, eu cred că ar trebui să se mobilizeze comunitatea și cred că în asta ar trebui să fie soluția. Oamenii efectiv ar trebui să creeze un grup pe Facebook de car sharing.
Vine, deja există pentru Moldova. Vine omul din Chișinău, din centru, se duce la Schinoasa și scrie: salut, la ora 18 astăzi mă duc la Schinoasa, am 3 locuri libere. Vrea cineva cu mine să meargă? Oamenii trebuie singuri să se tragă de păr și să iasă la suprafață din mlaștină atunci când se întâmplă asemenea situații. Eu cred că pe distanțe mai mari deja lumea folosește chestii gen BlaBlaCar, nu știu cum. Cu Iașu, cu București, da, dar acum situația este legată de Chișinău și suburbii. Da, acolo nata, tot da. Oamenii trebuie să-și găsească aceste soluții și nu există nimic mai ușor de realizat datorită rețelelor. Și îți scrie chiar că eu merg, am drum și îți scrie Gordienco în comentarii, da, hai că eu o să vin. Și cu Gordienco mai vine și Buzova și Chirkorov și îți fac zgomot de zâmflă capul de prostii tot drumul. Mai pe scurt, dacă stați prin suburbii, încercați car sharing-ul, este o soluție foarte, foarte bună. Când despre copii... A doua întrebare, la fel de importantă, ce nume dăm copiilor? Da. Nu, e deja au câte un nume. Cu câte un cuvânt. Ok, noi am hotărât să zic, băi, de să-i arătăm la față pe copii și unica resursă care mi-a venit în cap este Google Photos, care mi combină pe oamenii care sunt cel mai des în telefon și în contul meu Google Photos, ca să înțelegeți, primii oameni, da, din Google Photos. Andrei Bolocan, Nat Albot, Magda, Eva, Sonia, Noa și mama, Dodon și Plahotniuc. Tu zici mă câte poze eu am downloadat, modificat, photoshopat încât ei să fie fruntaș. Hai, dă-le câte un nume. Așadar, pentru Magda, câte un cuvânt, adjectiv, da. Substantiv? Nu mă întreba pe mine, primul cuvânt care îți vine în cap. Hai, repede. Vzrâv, Magda e vzrâv. Dar eu aș spune la vedere. Cum? La vedere. La vedere și pao. Asta sunt cuvintele pe care Magda le folosește atunci și i-a rămas bun. Ok, Eva. Eva este cuvântul ce? Și eu am pus ce. Nu, nu-i normal. Deci, când Eva ceva nu înțelege, eu spun ce? Ok, Sonia. Bine, dar eu am mai pus ceva. Eu am pus mâna dreaptă, mâna stângă, ajutor, subșef. Asta este Eva pentru noi. Sonia? Sonia, eu am pus am uitat. Am uitat. Eu am pus TikTok. Te-ai pus TikTok și... Pentru noua ce ai? Eu am pus soare. Te-ai pus pentru noua soare. Da. Da? Ok. Dar eu am pus caca. Pentru că asta e cuvântul pe care cel mai des l-a avut în ultima vreme de la dânsul. Unde-i tata? Caca. Păi și moment patetic. Foarte, da. Iertați-ne, am fost întrebat, da, știi, nu da. Pot să... Tatiana a fost plătită cu bani grei. Dă-le voi părinților să vorbească despre copiii lor și să n-ai să-i poți. Așa de... El așa el cândcalcă pe covoraș, așa de drăguț ăsta, da, copilașul. Dragi patroni. Dacă noapte străzești, Noi tare vă mulțumim pentru faptul că voi... În pofida la toate, continuați să ne susțineți. Săptămâna aceasta aș vrea să mulțumesc și să spun welcome into community. Alexei Tatian, Marian Vasilița, Ana Maria Cristea, Cristina Ciobanu, Natalia Munteanu, noi patroni ca lumea care ne urmăresc probabil aici. Mai urmăresc cu ce mă ocup eu și consideră că este important să devină patroni acestor activități cu o donație lunară de $1, $2, 50 de cenți, cât considerați voi că merită, pentru că pentru mine contează foarte mult ca numărul vostru să fie cât mai mare, mai ales că acum pe Facebook există o comunitate în care am adunat patronii noștri și cu care mai facem schimb de opinii, de intenții, de gânduri, de proiecte. Și asta e tare, tare fain. Totodată vreau să mulțumesc Marinei Palii și Olesiei Zaporojan. Ele fac parte din patronii veterani ai proiectelor ca lumea. Eu vreau să mulțumesc Silviei Boico pentru donații pe PayPal, Andrei Manole, Eugen Guțu, Iulia Nazaroi și Tonina Reutburg. Sper că am citit numele corect. Noi vă cuprindem, vă mulțumim pentru răbdare, înțelegere, așteptăm întrebările, videourile, mesajele voastre, că noi deja am decis să primim de toate, pe emisiunea.lumina@gmail.com, ca să intrăm în discuții. Poate voi aveți răspunsuri. Știi, oamenii dar noi trebuie să ghicim întrebarea, da? Da, oamenii strămat un răspuns, oamenii spună, albastru metilen. Dar noi de ce întrebare albastru metilen? Dureri de gât. Dureri de gât, ai? Trebuie albastru metilen. Da, apropo, iată, la mine mâinile de albastru de metilen, că azi e munslu, noua gâtul, că a început să tușească. Eu vă doresc să aveți un 8 martie. Tu ce dorești? Eu vă doresc să reveniți la noi săptămâna viitoare și weekendul care vine să vă simțiți pur și simplu foarte bine, doar de la gândul că iarna nu-i veșnică, că vine primăvara, iar odată cu primăvara vine așa un sentiment de fericire, care nu se compară cu nimic. Tu oameni din Tenerife care n-au sentimentul ăsta care l-ai tu la mine. Realizez, dar eu vorbesc din prisma mea care tare mult așteaptă această primăvară. Eu sunt Nata Albot. Andrei Bolocan mă numesc. Ați urmărit Internetul Grăiește și noi săptămânal vă așteptăm live pe Facebook, dar și la TV8 să ne urmăriți, să împărtășim cu voi evenimentele pe care noi le vedem de departe prin internet despre Moldova și ni se par că merită atenția noastră. Pao! Pao! La ridere! La ridere! Să ai o zi bună! Drum bun, mama! Asta Magda când pleacă, îți spune ție acasă drum bun. Să ai o zi bună!